Patru vedete la vreme de vară iau la picior țărișoara noastră la chemarea lui Neamărin. Săptămâna trecută am fost la pensiunea haiducilor. Ne-am plimbat cu telecabina, cu roaba. Cazare, băieți, cazare! Dar lasă-l în pace dacă-i... Am luat lecții culinare, am tras tot felul de concluzii. Ce-i pățit? Mă obosește, Cătălin. Îți place tot! Am suferit mici contuzii. Nu mă accentez în meciul și mă accentez la emisiune, îți dai seama. Hai înainte. Ce ai seama? Bă! Am crezut că nebune. Baza că m-am murdărit. Și cu multe nuiele pe spinare am făcut ceva demn de cota 1400. Rezultatul vorbește de la sine. În această seară schimbăm radical peisajul și coborâm hăt departe până la nivelul mării. N-am umblat în toată lumea. N-ai văzut? În același ton muncitoresc punem mâna pe treabă, mai determinați ca niciodată, cu forțe noi și fețe noi. Ia uite, băi, au pus fața lui Neamărin aici prost. El își dorește să fie toată treaba acolo rock. Cum adică? Am luat foc. Nu, doamnă, nu sunt de acord. Mai bine ziceam că-s bolnavă. Nu vă mișcați! O rup! Dar hai, mare, dă-te dreptul, fă ceva! Cu toate astea, Neamărin nu va schimba regimul de tratament. Hai, e 4, vreau să mergem la pește. Cât e ceasul? 4, la pește. Eu n-am pește. Mergem noi la pește. Scopul meu în viață este să mă trezesc la ora 4 dimineața, altfel sunt tristă toată viața mea. Nu, că după aia era ironică cu Neamărin. Dar nu i-am zis, gata, o zi, bătrânul și marea. Ce-ai vrea? Motive vor fi multe, iar soarele va încinge natural atmosferele. Trebuie să ne certăm noi acum? Ai crezut chestia cu cafeaua? Ai crezut-o? Care e încrederea? Nu despre asta. După 3 ani de zile. Ai venit la relaxare? Dă mâna, băi! Deci am țâțele prea mari! Să scot corăbile din port? Nu stau bine, dați-mă jos! Voi ați vrut să vă ia dracu. Mai duceți-vă o dată dacă vreți. Ferește, lasă-l! Ce nu înțelegi? Ba, eu înțeleg. Haide, domne, lasă-mă, dracu, îmi faci că mă enervez. Nu fi rău! Nu fi rău! Ce poate o să roade a? E tensiune aici între tine și doamna? Cât de prost poți să fii să bați cu ciocanul ăla așa, în cuiul ăla de 12? Băi! Așa! Nu l-am mâncat eu de la restaurant, e un c***at făcut cu zeamă, mă. Dă-te, bă, jos, frate! Mea cu asta, că nu mai pot. Iau foc cu-i mama, ei să-i... Dați-i niște pastile și căpus. Socola, da. Dacă mă așez jos, nu mai pot să mă ridic. Hai mai repede. În 48 de ore, o oră jumate am dormit. Hai! Băi! Păi stai, mă, că... Dă-i că-mi bag aia acum! Bate-mi pitule, îmi bagă mâna pe... Garaj! Horror! Deci îmi bag picioarele, stop! Nici eu nu mai pot să bag. Nu, sorry, asta e viața. Și ca să nu ne mai explicăm, vă invităm să vă lăsați în poveste ca într-un șezlong de fițe. Niciodată n-am crezut că cineva poate să mă ajute în halul ăsta. Nu mai plâng! Cred că le-am dat mai mult decât o speranță. În viața unui om se întâmplă multe minuni. Simțiți-vă bine! Sunteți poftiți pe la noi! Bun venit la Costinești! Rezonanța numelui acestei stațiuni ne face să ne gândim la vremurile de odinioară, când era epicentrul estival al tineretului. Dar noi n-am venit aici ca să vorbim de celebrul obelisc, nici să trezim nostalgii, ci să fim eficienți. Ca atare, poposim în plin sezon la pensiunea Cleopatra. Sumar îmbrăcați, după cum cere peisajul, să-i cunoaștem patronii, pe numele lor, Florin și Victoria Pleșoianu. Uite, vezi cum mă vedeți voi pe mine așa, un tip cu părul mare, tot timpul am fost așa, că după timpul liceului, când înainte se purtau și era o prigoană potriva celor care se purtau altfel decât eram niște norme, eu tot timpul am fost altfel. Și asta mi-a plăcut, crezând că, na, e un băiat serios și că... Și așa a și fost, că dovadă atâția ani de căsnicie câți avem împreună. Sunt un om care toată viața mea am crezut în tot ce e mai bun în lume. Am trăit și am înfăptuit pentru oameni mai întâi și după aceea m-am gândit puțin și la mine. Desprins din vremurile filozofiei Flower Power, domnul Florin are multe povești în care apar personaje istorice. Se zice că noi suntem din familia Tiei Pleșoianu. Tia Pleșoianu fiind mama brătienilor. Din comuna de unde provin eu și de unde sunt eu, e o stradă care probabil e cât o comună de pleșoieni.
Dar au fost oameni cu picioarele pe pământ, n-au evadat, au avut foarte, foarte mulți copii care au făcut studii, dar probabil n-au fost din ăștia care se iese ca moțul curcanului în față. Soția mea e o femeie foarte puternică, din toate punctele de vedere. A știut să-și crească copiii, a știut să țină bărbatul, că dacă era alta, la câte prostii am făcut eu și câte făceam și câte mai fac, dragul, iar dacă-s bătrân. Soțul meu este un bărbat care se aprinde repede, se stinge repede și în ce privește bucuria și supărarea, dar este un familist convins. Chiar în facultate avea faimă de, ca să zic așa, un Casanova. Am iubit tot ce e frumos. Începând de la ce se spune că ce e mai frumos pe lume, femeie, până la natură, până la un animal frumos, până la orice înseamnă frumos. Știu că a fost DJ la Timișoara, apoi o perioadă la Phoenix, la chitară, numai că nu s-a descurcat destul de bine ca să rămână. Și a rămas cu, și cu freza și cu ținuta, a zis că orice s-ar întâmpla, vrea să rămână așa. Rock-ul este o parte importantă din viața familiei noastre, ca să zic așa, că majoritatea sunt pasionați de rock. Dar uite că rock-ul s-a îmbinat și cu agricultura și cu zootehnia și... Deci de când mă știu am purtat plete, de când mă știu am zdrăgănit o chitară, de când mă știu mi-a plăcut să fac o treabă serios când m-am apucat de ea. Am terminat pe facultate de medicină veterinară, zootehnie și ceva ASEA am făcut, așa se făcea pe perioada aia. Am condus și comunități de oameni, am fost director de ferme, am avut niște funcții. Dacă crezi că m-am tuns atunci, tot așa am fost rebel. Nu poate să-l schimbe nimeni, nici nu încerc, pentru că știu că nu o să reușesc. Are foarte multe calități și atunci asta contează foarte mult. E normal că după ce s-a realizat o familie, am început să judec și să creez, să încerc să fac ceva pentru familia mea. Pentru moment ne oprim aici cu istoriile din tinerețea domnului cu plete rebele și ne concentrăm pe cel renumit pentru tunsoarea sa clasică și intențiile sale rebele. În echipa cu care lucrez acum am 4 vedete cu care n-am lucrat niciodată. Stai așa, prima dată cu o fată, să vreau să... Prima oară cu fata, așa am vrut și eu și nu mi-a ieșit. Vreau să vă dacă bună seara sau bună. Alina Pușcaș, colega mea, domnul... Îmi dau ochelarii jos. Domnul Maria. Fosta lui colegă. Am apărut între ei așa cum sunt eu, nebun, urlând, țipând, ca să-i intimidez. Deja s-au speriat. S-a trăit. Stai așa, s-am noroc. S-a, a, Doamne, ajută! S-am noroc, stai așa. Mersi. Mersi. Auziseră ei ceva despre mine la celelalte vedete cu care se cunosc. I-am văzut că sunt timorați. Ți-am zis. Voi știți unde ați venit aici? Da. La Vama Veche, da. Da, da, da. De altă dată. Ce am trecut, nu? De-aia mi-era frică. Ai vorbit cu ăștia? Am vorbit, da. Da? Da. Ți-au zis? Și mi-a zis, nu te duce. Așa mi s-a spus și mie, să nu mă duc, da. Lasă, că o să fie bine. Rudul meu zis că s-a distrat. Foarte tare. Pă bune. Așa o să vă distrați, da, și voi. Așa, da. Mai bine, că aici avem mare unde puteți să vă relaxați. Nu, așa și cum, o oră munciți, 3 ore la plajă, o oră. Serios? Munciți. Păi da. Eu am avut clar în cap următoarele lucruri. Să stau 4-5 zile la filmare și să-l bag pe neamărit. Deci așa am plecat eu, ghidat de acasă, pentru că toți mi-au zis: "Aaa, vezi că e rău, vezi că aia... Seama că toți care au fost, na, bagă strâmbe." Păi singura Cruduța mi-a zis: "Nouă, frățioare, că e drăguț, că e nu știu ce, că..." Dar nu ne trezim dimineața, nu? Că eu cam dorm mult. Cam pe la cât vrei să te trezești? De vreme, la 12, la ce oră? Păi facem așa, atunci muncesc eu de la 6 până la 12, da? De la 12 încolo tu, până zic eu stop. De la 13 încolo, până la 12 noaptea, vezi? Da, eu cu ei. Stai, mă, nebun ăsta. Nu îți dau una, dar nu-ți dau una. Cum să-ți dau? Ce-s nebun? Deci duminică vă voi prezenta, știi cum? Tac din gură. Ia pe asta singură emisiunea. Să văd ce face. Băi, dar sunteți extraordinari. Deci asta, vorba aceasta este minunată, domnul Marian. E brand, la revedere. Domnul Marian, să știți că pentru mine... Da, da, da. Pentru mine... Cânturi și dansuri populare a fost toată viața așa? Mea. Dar noi pot să vă cânt și o melodie populară. Mâine dimineață, una, două. Una, două, două, păi cu una, două. Ne-am mărit la prima oră, la ora 12, la preț, da, da, de vedere. Sunt un nebun, domnul Marian. După o oră, oră și ceva, a venit și Ozana. Băi, câte ore să te aștept eu, domnișoară? Câte ore? Câte ore meriți? Să rămână. Mă bucur. Mm-hmm. Mă bucur. Da, eu.
ochi. Da, da eu. Stai să vedem. Ce emoții. Da? De ce? Mi s-a spus că ești foarte bun. Da, mi se spune Digi, mi se spune Dracu Gol, mi se spune Ceaușescu, comunist, pitbull, tot ce vrei. Să vedem cum o să-mi zici tu mie. Aoleu, s-ar putea să mă îndrăgostesc. Da. S-ar putea să-mi placă. Bine ar fi. Deci am ajuns la mare, fraților, de nici să fac un pipi nu m-au lăsat ăștia. De mi-au pus la valiera și am făcut cunoștere cu Nea Mărin. Prima impresie a fost ok. Deci chiar ok, un tip energic, un tip plin de viață, un tip cu mult temperament și totuși bine controlat, bine dozat. Bine controlat, bine dozat, să lăsăm impresiile și să trecem la machiat. Atât de îmbătrânită? Da. Poți să crezi că din două umbre te-a făcut de 60 de ani. N-am știut că trebuia să fiu deghizată. Foarte greu să faci din frumosul, e cel mai greu. Ah, ce vrei să mănânci? Ce vrei să mănânci, ce vrei să bei azi? Alina era o variantă a Tina Turner slăbănoagă. Doamne, ce mi-ai făcut, mă? Mi-au căzut toate pieile. După cum arată Alina, mi-e frică să urmez. Mai ales că am mâncat ochitură și o să zică lumea că e de la mâncare. Eu mă duc, ce să... Lasă-mă să trec. A fost destul de nasol, eu nu s-a obișnuit să am foarte mult păr, că nu am. Cum, mă? Să-mi dai cu peria? Da, bravo, mă. Superb. Mamă, în sfârșit mă fac cu peria. Și arătam cam cum arăta Tom Hanks în Naufragiatul. Doar că eu mâncasem în ziua aia și chiar bine. Și vreau să mă dau la Pușcaș. E cum să mă dau? Bine, la cum arată ea. Suntem pereche. Da, Mitoșeru a fost într-adevăr haios. Deci stă atât de bine cu barbă și cu păr pe el. Da. Și cam lipiș la femeie, a rămas la voi? Stai. A rămas pe mustață, da. Țin cu tine. Eu cu Mitoșeru eram cuplu cum ar veni, iar Ozana și Seleși, la fel cuplu. Nu s-a putut Seleși cu mine sau Ozana și Ozana cu Mitoșeru, pentru că poate era prea previzibil dacă am fi fost noi doi, pentru că așa eram și pe scenă. Cât timp lăsăm vedetele încântate de discuțiile pe mustăți și peruci, să studiem povestea pensiunii Cleopatra. Imediat după Revoluție, în septembrie, am venit în Costinești, soțul cu serviciu și eu la fel. Sunt de profesie învățătoare, soțul inginer zootehnist. Am primit suprafața aceasta de teren și ne-am gândit să ne facem o casă pentru noi și cei trei copii ai noștri, care erau mici pe vremea aceea. Am făcut-o așa de mare că am zis că avem trei copii și să stea copiii cu noi. Numai că nu a fost să fie așa. Ajunși mari, băieții au ales drumuri diferite. Ba la Iași, ba în București, pe lângă casa a rămas doar fiica. Dar nici ea foarte pe aproape. În vara locuiesc aici cu părinții mei, iar în timpul iernii și toamna locuiesc la mine acasă. Adică tot în Costinești, dar în altă parte. Copiii plecând, m-am gândit să o transform într-o pensiune și încet, încet am început să adaug câte o cameră, câte trei, câte... Cum face românul? În 99, când am deschis, aveam 10 camere. În anul 2002 am mai atașat de o parte și de alta a bucătăriei încă 8 camere. În 2002 aveam deja 20 de camere la închiriere. Banii din cazare ce am reușit să strângem, i-am investit în 9 camere care le-am construit în 2002. Eram și noi mulțumiți și clienții erau mulțumiți, dovadă că veneau fiecare an. Practic, mergea bine pensiunea noastră. Pe la noi au trecut actori, pictori, celebri, făceam și de mâncare. Dar viața frumoasă de la Cleopatra avea să sufere un șoc. Inundațiile au măturat tragic toată investiția lor. Au fost nevoiți să-și deschidă un credit în speranța că își vor reveni în scurt timp, dar n-a fost așa. Clientela s-a împuținat, cheltuielile au crescut și mai tot profitul ia acum calea plății datoriilor. La momentul de față, la tot ansamblul de 30 de camere, restaurant, două terase, grădină, fermă și alte dependințe, nu există angajați. Pensiunea, practic, eu și soțul meu o întreținem. Eu mă ocup de rezervări, de lenjerii, de băruțul ăsta mic de aici din curte. Mi-e frică că o să mă faci mai frumoasă decât prevede legea și după aceea ce să fac? Legat de machiaj, n-a fost o mare surpriză pentru mine. Mă așteptam să arăt cum am arătat. Surpriza a venit de la Ozana, de la Alina, care mi-au spus: mamă, ce mișto ești! Cosmin Seleși era un magnat bronzat și cu niște ochi superbi. Deci îi admiram ochii. Doamne, zic, ce-ai făcut, frate, cu ochii ăștia? Că
Că nebunești pe toată lumea. Ha, 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 hey! Deci la poftiță la noi este o mare provocare. Dar pur și simplu mă îndrăgostesc de mine. Cât mai machiem răpitorii ochii ai lui Seleși, să mergem în prospecție la pensiune, cât să dăm un ochi și să ne facem o impresie. PNV. O cameră? Două camere, frate. Da, două camere. Noi doi și băiatul, că băiatul s-a spus în baie. Dar de mâncare aveți în seara asta? De mâncare vorbiți la bucătărie. Vă face dacă... Nu știu, ciorbă, ceva. Ciorbă nu avem, că... Să-ți tragă ghil de acolo. Pentru cine să gătim, dar ce-am grătar. Mă uit să văd ce să vă dau ca să mă... Aș vrea până vă uitați ce să ne dați, aș vrea ceva de băut. Aveți? Nu avem, dar decât băuturile case. Sucul faceți aici? Nu, dar așa din ce se vede în vitrina, pe plan. Au vrut să și mănânce. L-am trimis pe soțul meu că el știe ce avea, ce putea să le facă repede, că era și o oră mai târzie. Pițele, pizărui... Păi eu, de exemplu, aș mânca o ciorbă acum. Am întors în asta. O cază, nu am decât ciorbă de legume. Atât că eu fac o ciorbă acasă. Înțelegi? Deci, de mâine intru în priză rău de tot că minte un grup de la București. De-aia spune că n-am o să ai, n-are camere. Păi spune sau aveți? Nu, avem, ne-a dat până la urmă două camere aici jos. Nu, acela de mâncare vorbeam voi. De mâine intru în priză cu mâncări, cu... Păi și dumneavoastră ce știți să faceți? Ce mâncare ne faceți? Dacă vreți și așteptați, ce mâncare? Pulpe fără os la grătar, dar să așteptați că zic eu scot, de-abia acum scot. Dar apane aveți aici? Te rog, lasă-mă cu asta, că nu, eu vreau să-ți fac o dată, dar ce se întâmplă la Nu, ce aveți acum, dacă aveți sau nu acum? Nu aveți acum. În primii ani când am deschis, când erau și copiii și nepoatele și verișoara mea și eram mai mulți, vă spun, nu făceam față la câți turiști veneau din afară numai să mănânce la noi. Deci era plin, full, seara nu erau locuri. Acum trebuie să ne mulțumim cu grupurile de elevi, de sportivi, care sub nicio formă nu acoperă cheltuielile ca să ne și rămână, să putem reinvesti. Eu nu-mi permit luxul să angajez, fiindcă dacă în momentul când angajez, atunci, într-adevăr, trebuie să ridic prețurile. Mai bine prefer să muncesc eu cu familia mea până când ne găsesc damblarele, încât să rămânem cât de cât rezonabil la prețurile astea. Și cine gătește? Dumneavoastră gătiți? Eu. Am înțeles. Vreau să mă vezi. Eu servesc, eu spăl, eu mătur, eu... De atunci eu vreau o ceafă. Deschitați-mi o ceafă, că vreau o ceafă de porc. Da? Dar mărături aveți? Am. Mi-am dorit dintotdeauna să avem angajați, să putem să-i plătim și noi să fim doar... să ne relaxăm, ca să zic așa. E cea mai mare dorință mea. Dar încă nu ne putem permite. Puteți mai dați... Nu mă întrebă că nu mă pice. Du-te, mă, ia sută la bar și spui să ții dumneavoastră, mă, luat-o stic. Ah, ok. Nu-i bar. E un fel de alimentare unde vine omul să nu se mai ducă să plimbe. Că poate e sete la ora 2 noapte. Scoală, bă, mă duc și iau o apă, că e liber. Să duc și iau o apă și spune, mă, dumneavoastră, nu mi-am luat o apă. Dar desert, aveți ceva? Nu. Mă zici, nu? Nu. Intrai la masă, cum am venit-o pe nevoastră. Nici croetite nu se pot face. Încercăm, dacă să vedem dacă... Nu suntem restaurant de rus aici, o pensiune așa. Păi da, dar croetitele nu sunt, adică nu e... Nu, mă refeream la... Că, de exemplu, e ziua mea și mi-ar fi făcut o prăjitură așa de gen. Cu o lumânare au adus colegii, dar dacă croetite nu puteți face... Ba da, ba da! Plătite sau prăjitură? Nu, plătite. Mă gândesc să renunțăm la bucătărie, să rămânem doar pe cazare, dacă nu o să mai putem. Și atunci... vom vedea ce-o face. Putem pe restaurant de elite. Sau pensiune proprietă. Sau, doamne, dar clătitele nu sunt de lux. Nu mă refeream la clătite. La celelalte cereri. Muzică aveți? Nu. Deloc? Nici radio? Poftiți? Nici radio n-aveți? Nu. Bun, v-a fost bine? Da, bine, bine. Mulțumim. Dar nu trebuie să vă spălați. Nu, încercați să fiți puțin. Da. Eu am zis, chiar o pensiune care e de cumie și vedeți-vă de treburile voastre. Insistențele noastre au trezit în domnul Florin o versiune rock, ce-i drept civilizată, dar în niciun caz ospitalieră. Ca și în muzică, anumite genuri sunt depășite.
Sincer să fiu, sunt momente că sunt depășit. De exemplu, pleacă un lot din 20 de camere, da? Eu până mâine trebuie să fac astea 20 de camere. Cine? Eu cu soția mea să le fac? Da, mă gândesc că avem o vârstă și că noi încă nu mai... Poate la anul nu mai am forța să muncesc, să fac ce fac acum. Și atunci mă gândesc cum o să ne descurcăm, că e foarte greu. Pentru greutățile lor, s-ar putea ca noi să fim soluția salvatoare. Și uite că soluția vine, e pe drum. Ești pregătit, Zănescu? Gata și... Să te ții. Lasă-mi că nu o să mă omoare, nu? Cine? Ăsta? Uh-huh. Mea mare? Da. Nu, dar e nebun. Apucă de la tine la un moment dat și nu te mai înțelegi cu el. Simpatic, mea mare. Da, simpatic, da. Bine, acum știi cum e, asta e prima zi, de-abia ne-am întâlnit cu el, cine știe ce urmează. E simpatic, dar e foarte amabil. Odată să înfoaie. Hai să-l vezi. Și atunci ce să fac? Nimic. Să-l lasă țipe, nu? Da, 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 da. Ce vrea Sele și de ce încetinește așa în palul ăsta? Cum e cu pălăria aia? Dacă e de ce serioși sunt ei? Da, da, da. Ei par acești... Domnilor! Moșuliști, de uite-le la ei, uite, da, da. Sunt cu fosta nevastă! O duc la mare, să-i dau brânci! S-a spunat mustața, prostule! Deci ăsta nebun. E mustață aici. Lasă-mă că te vrea să te bagi în seamă, Seleș. Timorați și înfricoșați de zvonurile legate de Neamărin, suntem salvați de ochii răpitori și romantici ai lui Cosmin, care găsește acel semn de bun augur. Mie nu-mi place, mă. Uite luna cât de frumoasă e. A, ce frumoasă e luna. Pune-te dorință. Eu vreau să... Uite-o. Amin. Ți-ai pus? Da. Și eu vreau să... Lună frumoasă, mândră, crăiasă. Doamne, ajută. Amin. Amin. Vezi ce frumoasă e luna? Ce romantici suntem. Da. Ce romantic, ce frumos. Vreau să vedem răsăritul de soare ca împreună? Răsăritul de soare? Eu cred că tu o să dormi lemn. Vreți răsărit? Neamărin vi l-a pus deoparte. Luați-o încet. Trăiți momentul. N-am baie? Da, o să ai aici pe hol. Când am intrat în pensiune, am crezut că fac hepatită. Doamne, cum arată! Băi, frate! Hai, Neamărin! Aici era bar, uite, așa era un mesele. Noi de aia nu ne-am mai revenit de atunci. Asta te marchează pe viață, n-ai. Omul ăsta ce se servește? Da, bineînțeles. Are aici, uite, robinetul de la palincă, are lichiorul acolo, are măsura, uite, care... Ieri n-am umblat în toată lumea. N-ai văzut? Și-am umblat, da. El e mic copil la minte. Nu mai au mult și îi paște faliment, cu tot cu datorii. După ce ne-am cuplat, am venit la pensiune, ne-am așezat la masă. Mă, că e drăguț. Ce e drăguț, băi. E mai retras, las-o așa, că e foarte frumos. Wow, decât în wow, ăla, de gălăgia aia, de stațiunea curului. Wow. Tot ești tu ce fețe de mese au. Mi s-a părut un loc inutil de mare, neîngrijit, ușor insalubru, ușor mai mult insalubru. Terasa era jalnică. Fetele de masă, pline de praf, canapelele vechi antice și de demult, de când era bunica fată. Plus păianje peste tot. Unde vrei să stai? Aici. Stai aici, aici. Stai acolo. Unde? Stai acolo. N-au nici scurmire pe masă, cât de știu. Stai, dragă, că o să fie bine. Ce face? Mergem în vama până la masă? Ai vrut la Costinești. Am încercat să fim două cupluri. Eu cu Alina, acești tineri îndrăgostiți, eu pămpălău și afițoasa și ea vrea la mamaia la fițe și eu am dus-o la Costinești la trei lulele, așa. Și, mă rog, ne certam. Te-am întrebat dacă mai mergem în vama, nu dacă am vrut la Costinești. Zici că vrei la mare. Și eu te întreb acum dacă mai mergem la vama. Păi de-abia am ajuns, stai să ne distrăm, să ne simțim bine, ai în fire. Bună seara, doamne. Bună seara. Putem să stăm, că am văzut că faceți ceva. Ce, filmați aici, să vă deranjăm sau? Păi, nu că ne deranjează, dar aici nu e restaurant. Dom'le, noi vrem să mâncăm că ne-i foame. Nu avem, punct. Și nu putem bea o cafea pentru doamnă? Cafea, da. Da? Dați-i o cafea, doamnă. Vrei o cafea? E bună cafea. De un ceva, vrei să bem un vin? Da, un sandwich. Un sandwich. Nu, servim decât pentru clienții case. Nu ne dați nimic de... Deci, la noi numai dacă se anunță, noi avem un pahar de vin.
Am vorbit cu doamna foarte puțin, a înțepenit, nu înțelegea ce căutăm noi aici, turiști, la ea în spate, aici nu la stradă, ci caută la o terasă. Haideți, doamnă, un pahar de vin, mare lucru. Am vin alb de misec. Perfect. Aduceți o sticlă de vin alb de misec, o apă minerală. La apă este vătat, la o cara. M-a dus la vin la cutie. Ce vin la cutie, mă? Nu băgăm în seamă toți bețivii de pe aici. Păi ați avut ăștia care s-au îmbătat cu vinerea asta? Nu, nu. Da, o scrumieră avem și noi, o scrumieră. O scrumieră. Eu cred că n-a stricat faptul că ne-am deghizat. Pentru că dacă n-ar fi recunoscut lumea, poate ar fi fost mult mai atentă, mult mai... n-ar fi cocoloșit. Numai ce vrei tu, numai ce vrei tu, numai ce vrei tu, frate. Și eu sunt fraierul, cățelușul. Hai, dragă, iar avem discuția asta? Cum să vă spun eu, dacă place, cuiva place. Cui nu-i place, asta e. Ne-am lămurit care sunt tendințele, care sunt putințele și mai ales limitele. Cum coarda deja e întinsă, să intre în schemă neamărinul. Bună seara, bună seara! Oh, ăsta da! Ce faceți? Neamărine! Ce faceți? Măi, acum și ne poate să vei imediat. Da? Vorbim serios? Când a venit așa, a fost ca un fel de radiație de asta pozitivă. Mi-a schimbat dintr-o dată totul, tot caracterul și nu știu ce, că eram foarte șucărit. V-am zis, uite că se, bă, există și minuni. Ah, uite cine a venit! Uite, uite cine a venit! Doamna, doamna! Pare mai greu să alegi. Doamna, alo, doamna, să română. Păi eu eram important acum. Maria. De bucurie nici nu știam ce să mai cred, că parcă era vis, nu, zic să nu fie tot așa o farsă, a venit și pleacă. Eu am venit să vă ajut cu ei, dar mă înțeles că nu prea vă merge treaba bine. Dacă aveți încredere în noi, o să vedeți că ajutăm. Să fiți ca la voi acasă. Bravo. Da, da, facem, dregem, se schimbă tot. Acum am speranțe că va fi mai bine. Poate chiar mult mai bine. Da, bravo, împreună, împreună. Bravo, da. Domnul Maria. Da. Da. E un om extraordinar. Dom'le, se vede pe fața lui, omul ăsta e un om formidabil. Nu că, dom'le, i-aduc eu o sanală lui Neamarin. Dar spuneți-mi dumneavoastră, pe unde ați umblat, dacă vedeți carisma unui altui om ca al lui Neamarin. Eu întreb, de ce nu funcționează pensiunea la capacitate maximă? Pensiunea nu merge cum ar trebui. Toată lumea știe, când vede toată locația asta aici, am impresia că bani de bani de bani. Dar eu pot să zic cu mâna pe inimă, nu avem nici eu, am atâtea datorii, că nici, doamne, iartă-mă, nu mă înțelege nimeni. Dar nimeni nu mă înțelege. Poate sunt eu un fel de mână spartă. Bine, păi oricum, mâine dimineață o să vă rugăm să ne arătați și nouă tot, să vedem tot ce aveți pe aici. Da, da. Și noi încercăm împreună să facem ceva. Auzi, întreabă și tu dacă au lift. Aoleu, da. Până la ce etaj merge liftul? Ăsta e bloc B? Sunt cu valizoiul ăsta după mine. Păi și eu la fel. Te mai plânge. Eu mi-am luat smoking-ul. Am crezut că cine știe. Poate-i vreo nuntă, vreun botez, vreun ceva de moț. Camerele sunt, din punctul meu de vedere, din ce am văzut eu, sunt făcute din bucățel. Din bucăți, bucățel. La un moment dat, că nu mă înșel, a și recunoscut că a primit niște baterii de nu știu unde și le-a pus pe alea. Nici o cameră nu are o linie, neapărat de design. Domnul Marian! Păi eu de ce nu-mi aleg camera? Unde stau, mă, băi? Păi eu de ce nu-mi aleg apartamentul? Cred că e cel mai important într-un loc unde te cazezi ca somnul și camera și baia, locul în care te speli, locul cel mai intim, știi? În care ești tu cu tine, să fie primitor. Bă, sunteți nebune în balcon! N-am nicio fereastră, nu? Cum să nu? Aici, aici, aici. Ha? Și... ah! Las că o facem noi frumoasă. Bine măcar că am avut, mi-am luat o cameră cu baie și proprie. Alții n-au avut nici asta în prima noapte. Ce e aici? Dar aici nu are baie. Nu nimic, e baie acolo. Nu nimic, îți dau altă cameră aici. N-am baie? Da. Ah. O să ai aici pe hol, nu nimic. Mamă, superb! Așa. Aoleo, când am intrat în pensiune am crezut că fac hepatită.
sper că nu m-au auzit. Jur că am crezut că fac hepatită. Doamne, ferește. La bunica e mai frumos. Condițiile, clar, de curățenie sunt precare. Băile... Ok, ne-am cazat. Sper să visezi frumos la noapte. Baia era albă, mare, cu o grăsie de alunecai și cu cada, cu nisip și cu apă, stătută de la un alt client, probabil. Și am înnebunit. Pahare nu existau, săpun nu exista, prosoape nu existau, supor pentru prosoape nu exista, nu era nici perdeaua la duș. Nu există nici suport pentru săpun, savonieră, nici pentru hârtie igienică, da? Nu existau. Sele, și poți să faci pipi la mine în baia de pe hol? Designul camerei. Stați să mă așez mai bine. Designul camerei datează din anul 1980, stilistic vorbi. Are niște sertărașe, dar sincer, lași să le folosești dacă sunt pline de praf, n-ai cum. Niște lumini chioare, dacă nu le aprinzi pe amândouă, și eventual și un telefon, nu vezi nimic. Telefonul oricum luminează mai tare, că are blițul ăla care ne ajută. Are un minibar gol, atât de mini, că oricum nu știu exact ce poți să-ți pui în el, dacă vrei să locuiești mai multe zile aici. O pătură pusă pe pat, găurită, foarte groasă, din aia, din lână. Mi-a fost de folos, pentru că mi-a fost frig. Și cam atât, cam ăsta e tot designul. A, și în alte camere am văzut că au pal, deci e, oricum e un haos. Doamne, cum arată! Asta e exact mobila aia pe care mi-amintesc eu de prin 89. Am cumpărat mobilier de la cineva care avea un depozit și tot așa a zis că ne așteaptă când închiriem vara să plătim rate într-un fel. După aceea ne-a trimis creditorii că nu întârziasem, că, mă rog, nu știu ce se întâmpla, se deam întârziat. Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Eu țin foarte mult la locul unde dorm. Pentru mine este foarte important unde mă adun după o zi. Așternuturile o traumă. Deci m-am aruncat în pat și era un enorm uriaș de praf. Și nu știu ce să fac, unde să mă duc să dorm. Odată am zis să-mi iau cameră în altă parte, să nu știe nimeni și să pot să dorm. Pentru mine sunt foarte important. Vorba de personal, ei n-au personal. Ei, doar ei doi, să facă față la 29 de camere, nu ai cum, fizic, nu ai cum să faci față. Noaptea trimite vedetele obosite la culcare și liniștea se lasă pașnică peste pensiune. Bun prilej de confesiuni despre lucruri greu de zis în grabă, cum ar fi întâmplarea cu inundațiile, care cu siguranță va rămâne în familie din tată în fiu. Am trecut prin niște greutăți, a fost o experiență care ne-a schimbat cursul vieții. Pe o dimineață de 22 a plouat cât am bibat tot pământul. Băi, frate, hai la mare. Aici era barul. Aici era barul, uite, așa era un mesele. Aici munca voastră s-a dus aici. Părinților mei le-a fost foarte greu, mai ales că banii pe care îi strânseseră nu i-aveau depuși undeva, i-aveau în casă și atunci când apa a cărat tot, a cărat și bani. Bine că nu ne-am pierdut viața și n-am pierdut nicio ființă dragă. Și început chiar de la căței. N-am avut asigurare chiar în august, înainte de inundație, a venit cineva să facem asigurare și au început să ne pună tot felul de întrebări. Și soțul meu s-a enervat și a zis, ia lăsați-mă, mă, dar eu plătesc pe... Cât eu plătesc asigurarea, cât vreau eu, valoarea care vreau eu, atât plătesc. Și au zis că nu se poate și atunci n-am mai asigurat casa. Și la nici o lună de zile s-a întâmplat nenorocirea. Am făcut creditul acela pe care încă plătim la el. Noi ce muncim vara, plătim banca. Soția era în casă, la etaj. Pe mine mă prinsese apa chiar în locul unde mă filmați acum. Eram cu fiul meu, cu Alexandru. Și a venit un val de apă imens. Și nu am mai putut să ne mai întoarcem în casă. Eram prinși într-un garaj. M-am urcat într-o cameră pe o bară, am așteptat. Apa crescuse la peste 3 metri. Și Alexandru strigă la mine, tate. A, uite, acum vine, uite. Când a început să intre, să vină cu viteză și cu o forță, cum nu credeam că am auzit de forța apei, dar până atunci n-am cunoscut-o. Atunci m-am speriat. Apa curgea cu o viteză foarte mare, nu puteai să treci pur și simplu, să nu-ți prin apa aceea și era plină de tot felul de obiecte, de copaci, de acoperișuri și materiale de construcții.
Atunci am spart tavanul, am rus cu dinții. O întâlnită din asta, o ondulină din asta, am rus cu dinții, o întâlnită aia. Am ieșit pe acoperiș. Eram într-adevăr în pericol de moarte și împreună cu tatăl meu am reușit să ne salvăm. Intrasem într-un șoc hipotermic, m-a dus într-o cameră, mi-a făcut niște masaje, după aceea a venit un elicopter, ne-a luat și ne-a dus de aici. De aia nu ne-am mai revenit de atunci. De atunci? Am cărpit. Ia uite cum se ducea pe canalul la unde... Aici. Da, în față. Da, ne-am dus. A fost groaznic, ce să spun, că noi aveam în curte 4 metri, iar în casă 2,40 m. Și noi avem camerele de 2,70 m înălțime. Birouri aproape de 500 de kilograme erau întoarse, paturile nu mai existau, geamurile sparte, tot ce a fost în casă, bruma de bani care o câștigasem în vara aia, tot a luat apele, tot. A, vezi că se tăia pe grădiniță? Da, uite sus. Acolo au intrat cu schijul de aia puternice, cu parâme, cu... Asta te marchează pe viață, n-ai cum să... Din nefericire, vecinii noștri nu au supraviețuit. Deci de aici v-ați blocat voi, după asta. După asta, da. Când s-a retras apa, a rămăsit o groapă așa plină de mâl, nu mai erau pomi, nu mai era absolut nimic. Dezastru era în toată curtea. Am pierdut tot atunci și a trebuit să o luăm de la zero. A fost greu și a durat destul de mult până s-au pus lucrurile la punct. Bancă, orice bani care l-am câștigat trebuie să-l bag. Da. Îl bag aici. Pentru că te înțelegi da. Aici au fost cratere de pământ luate cât un metru și ceva. Dom'le, nimeni nu a venit să-ți spune, îți dau o mașină de pământ. Pentru a reconstrui, bineînțeles că nu era suficient să muncim, a trebuit să ne împrumutăm la bancă, să cumpărăm materiale, să cumpărăm mobilier. A fost un moment greu. Pentru mulți oameni din Costinești atunci. Și dacă începe o nouă zi, e clar. Facem liste, planuri, directive, zile neamărine. Vă rog eu frumos, faceți-vă lista. Ce credeți voi că putem să-i cumpărăm? Te super dacă eu mă refer numai la cameră. Te rog frumos, tu la cameră, nu poți să fii, uite, la terasă. Da? Dar trebuie să începem cu design-ul. Adică oricum trebuie să fie unitar. Ia uite și facea. Dar voi discutați. Cum vreți voi acum? Uite, consultați-vă. Eu vă las. Cum vreți voi? Cum vreți voi faceți? Mai în primul rând, igiena. Îmi trebuie așternuturi noi, clar, pentru că alea am senzația că mă mănâncă în toți rărunchii. Prostoape. Bravo. LCD-ul în loc de televizor de rahat, scuză-mă, covoare. Capacele de la WC. Bravo. Toate. Niște suporți ar trebui pentru săpun. Pentru exact, aia la oglindă de la... Suporți și duș. Bateriile care sunt ruginite. Deci eu n-am făcut duș, m-am spălat la chiuvetă. Ce m-am spălat la chiuvetă? Asta a făcut nisip, adică m-a chestit și de igienă, come on. Adică păstrează un pic curat, dacă toți știi că îți vin musafirii, era apă cu nisip de la plajă în bine, cadă. Lasă asta încă... Scuză-mă, nu se poate. Măi, ferestrele sunt sigilate. Nu poți să desfaci ferestre, pentru că deșteptul care a vopsit ramele, nu știu cine le-a vopsit și le-a închis. Deci nu avem oxigen în cameră. Plus de asta, eu știam că neamărin e puțin nebun și dacă nu-mi încui ușa, mă trezesc cu el peste mine sau știu orice Dumnezeu. Și atunci a trebuit să mă încui ușa, n-aveam oxigen, geamul închis, era cât pe ce noapte pe la 3, am vrut să sparg geamul, am zis, mă, nu se poate. Ce crezi, m-am uitat la geam când am dat perderuța la o parte, ia uite și te păianjin frumos și acolo se reproduceau într-o mare veselie. Mai departe. La piscină trebuie șezlonguri. Scriu, tot eu? Scriu, da? Pușcaș. Șezlonguri, trebuie pânză, stuf cumpărat ca să punem acolo. Trebuie un covor pe jos, ceva sinte. Stai, mă, încet, ho! Iau încetat. Cu toate problemele pe care le-am găsit aici, piscina apare în cadru ca o tichie de mărgăritar. Neamărin are o explicație legată de inundație. După inundațiile din 2005, au vrut să-l ajute și pe el, să lumea, ceva, primăria. Și au făcut pe aici, până curtea lui, un canal și au rămas niște betoane, niște ciment, niște astea. Au zis, domne, nu putem să-ți dăm, dar uite, te ajută, hai să facem o piscină. Da? E funcțională 13 jumate pe 6 jumate. Da? Lungime, locuri în funcție de cât oameni am la mine, alte persoane străine eu nu primesc din afară, decât tot ce sunt la mine în curte. Da. Mi se pare așa, da, iurea, să ai credit de la inundații și tu să accepti să faci piscină când tu trebuia să-ți faci niște lucruri care chiar te ajutau să faci bani. Uite, mă, așa arată o cameră din asta făcută dintr-un garaj. Vreau să specific
că bara asta de aici a fost salvarea vieții mele și a fiului meu când a fost marele inundație atunci în Costinești. Și eu cu fiul meu am fost acolo și când a ajuns apa acolo la bară, am spart cu pumnul tavanul, am ieșit prin acoperiș și am rost cu dinții. Tu de aici deci a fost apa până aici? Până acolo. Cu toate astea, turistul nu va întreba prima dată care este povestea acestei camere, ci cu siguranță care este prețul. De obicei, toți mă sportivii și-au tot pachetul și se duce până la 780 de lei, 70-80 de lei. Cu masă? Cu trei mese. Da, bă, asta e. E de asta de doar e... Nu. Vorbesc serios, adică chiar nu înțeleg cu 70-80 de lei poți să stai aici? Da. Să și mănânci trei mese? Da. Domnul Florin pare că nu vrea să scape atât de datoriile astea. În plin sezon, de exemplu, e o lună, când toată lumea atunci vrea să vină la mare, atunci maximul la mine prețul e 50 de lei de persoană cazare. Am și camere cu aer condiționat. Păi, atunci trebuie să fie coadă aici, trebuie să vină lumea, știi cum, la 50 de lei. Asta e, până la urmă e business, el trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. El e mai mult așa, lasă să se simtă lumea bine, să am oamenii, să... Da. Nu se simt nici turiștii foarte bine și nu ai făcut nimic. Aici e mica mea bucătărie unde le pregătesc întotdeauna totul proaspăt, nimic nu bag după zi pe alta, în fiecare zi se schimbă meniul. Bucătăria lor nu este chiar dotată așa cum ar trebui, de asta nici nu au meniul la carte. Deci e la mica înțelegere aici. În curte la mine găsiți foarte, foarte multe plante din astea care eu le și folosesc, care îmi fac băuturile mele spiritoase. Începând de la zmeuri, coacăz negru, coacăz alb, agrișe, cultură, da? Toate sunt, da. Aici am goji. La fel ca și înfățișarea sa deosebită, filozofia domnului Florin este una inedită și e concentrată pe conceptul de bio. Prin urmare, tot ce mișcă și crește în curtea sa e natural 100%. De asta a și pus grădina în fața casei. Este totul alandala. Da. Aici e grădină cu roșii, a? Roșii. V-am zis, toate legumele sunt produse de mine. Cu mici excepții, probabil. Da, da, da. Poate prea în fața casei. Dacă ar fi casa bine poziționată la față de stradă și în spate să ai toată această grădină, ar fi ok. Cam așa, deci aici o să fac o fântână arteziană, că mi-am făcut barul cu produsele mele. Deci lichiorul care le scot, ăstea sunt, da. Ăsta e de mentă, lichior de trandafiri, am făcut lichior de soc. Am găsit terasa ca la o terasă pe centură. Dar trebuia grătarul de mici în față și asta e foarte rău pentru că aici e o pensiune. Trebuie să creezi un confort cât de cât. Iar Florin mi-a explicat că aici au fost actori, că au fost lume bună. Nu știu cât de bine s-au simțit sau poate că prin anii aia 2005-2006 când a făcut-o el, poate a fost ok. Nu am avut de unde, eu am făcut cârpăcel ca să pot să scot bani, să pot să-mi plătesc datoriile. Aici e pentru clasa medie și chiar sub medie. Adică să vină și ăla care stă cu sapa, care stă cu ce stă el acolo, să stea și el 5 zile la mare. Asta am vrut eu să fac și n-am putut mai mult, că și eu am gusturi și știu să fac și știu să realizez. Dar de unde? De unde bani? La barul domnului Florin fiecare consumă ce vrea, în sistem autoservire. Și mai inedit este sistemul de plată care ține de o cutie în care la final autoplătești. Dar bineînțeles, singur își face cafea, vine aici dimineața, pentru că omul se scoală la 5, n-are unul somn, sau la 6, stă după mine sau să... Că eu cu nevastă mea ți-am zis, n-avem... Deci omul se autoservește, el își spune... Cu tot, are aici, uite, robinetul de la palincă, făcută de mine, are lichiorul acolo, are măsura, uite care... Ieri n-am umblat în toată lumea. N-ai văzut și am umblat, da, n-am văzut așa ceva. Nu, eu am încredere, nu am. Păi stai puțin, ăsta e un punct rău. E bine să ai încredere, dar cu limite. De-aia nu faci bani. Cum, frate, să vină fiecare aici? Vrei să te falimentăm noi? Suntem 23. Deci pe timpuri? Pe timpuri? Eu eram student și am făcut două facultăți. Înțelegi? Se mai fura câte o porție de mâncare, da. Și atunci, da. Câte una, două studenți, știi, da. Cum erau. A zis, și cât, domnule, o să pierd și eu pe sezon 100 de sticle de bere, 200 de sticle de apă, 200... El e mic copil la minte. Cum să pierd? N-ai voie într-o pensiune, dacă ai pensiune, o faci să câștigi. În sistemul ăsta pe care l-au creat dânsii, dacă rămân așa, nu mai au mult și îi paște falimentul. Falimentul cu tot cu datorii. E uite, din clipa asta, luăm noi friile un pic și hai să vezi cum se schimbă treaba în câteva zile, ce față dăm la tot. Ne lași?
Cu mare drag. Să ne și ajuți. Nu ne încurci. Deloc. Cu listele întocmite în detalii, hai la cumpărături că iar o să umplem un camion. Avem de unde. Gândește-te bine ce trebuie să iei, da, gândește-te bine. Gândește-te bine ce trebuie să iei. Se vede lumea aici, gândește-te bine ce trebuie să iei. Ai venit la regat, sara? Ai venit la regat? Nu se pucă odată. Ai vrat-o. Nu e singurul. Ia uite, băi, au pus fața lui Neamarin aici, ești prost. Deci am țâțele prea mari, poți să crezi? Să scot corăbile din port? Nu stau bine, dați-mă jos! Voi ați vrut să vă ia drecul. Mai duceți-vă odată, dacă vreți. Duceți-vă direct acolo, duceți-vă... Unde m-a trimis domnul profesor? Dar nu mă mai împinge! Nebunule! Da, mergi, mă, odată! Mergi, băi, și da, domn vorbești... profesor, niciun domn profesor! Noi am visat, noi, vai, și ne puseserăm toți de acord, vai, să fie frumos, să facem, pe stil mediteranean. Cu lumânare. E cu fluturaș. Foarte bine, n-are, e singura variantă albastră. Cât este acolo? Cu albastru alb, că de aici la mare, cu pentă de nisip, de smulte scoici. Vrem să luăm ceva care se potrivească cu ideea de mare, mediteranean. Am pus-o pe Pușcaș pe cărucior. Intenționat, că știam că vine nebunul și o vede pe cărucior să ia de ea. Așa? Așa? Nu, că el m-a pus. Așa? De ce-i pus? Băi, ce mai dai? Cu tine ce-i? A început să-mi alerge pe acolo, prinde de mă. Scop atins. Îmi place foarte mult să și care și pe Alina și pe toată lumea. Ei fac tot felul de șotii, tot felul de drăcini cu mine. Zic, băi, eu am un timp limitat aici în Dedeman. În două ore trebuie să facem toate cumpărăturile. Avem 8 cu 11. 8 în partea deci mediterană, 11 mese în partea cealaltă. Gândește-te bine ce trebuie să-i. Băi, da, ești gândește-te boane, bine. Gândește-te bine ce trebuie să-i. Să vă vede lumea aici, da, domnul Marian. Uitați-vă! Da. Să vină paza, să dea afară, e nebun. Ce trebuie. Bă, dar chiar așa, bă! Vino cu mine, am dragi să vin. Chiar așa, da? Duce gluma mai departe, adică nu... Și când se oftică, e nebun. E nebun. M-a alergat pe acolo. Acolo ne-am distrat. Ia, dragă, să ia și mine. Ia, dragă, să... Am făcut echipă cu Mitoșerul la cumpărături și au unul foarte ok, n-am înțeles. Ăsta merge cu ăsta, da? Da? Și am rezolvat o cameră și arată și bine. 1.800.000, am rezolvat o cameră. Da. Am ajuns la concluzia că avem oarecum aceleași gusturi, gândim la fel. Auzi, dar și noi acum luăm și tăfițe, adică noi vrem să o facem... Nu să mă este... Nici măcar nu e lux, este așa o chestie deci de igienă elementară, exact, mă exact cum ar fi pentru noi de un minim de bun simț. Păi, da. Nu mi se pare frumos, da, așa, da, nu? Dacă să nu înțelegeți. Ori îi ajutăm, deci ori nu. Noi nu suntem fițoși. În afară de Pușcaș, niciunul nu e fițos. Foarte mult timp am pierdut la raionul pentru baie, evident. Mie parcă îmi place mai mult ăsta. Și mie. Mai deschis. E mai deschis, e mai vesel. Da. M-am ocupat de baie, de tablouri, de veiozeri, deci părțile de iluminat din camere. E mult, 10 litri vreau. 10 litri la 8 și jumătate, dacă vreți. 8 și jumătate? Nu, mai bine luăm, sau? Ce suprafață aveți de acoperit? Puțin, mă, e. Nu e, mă, e doar exteriorul de la piscină. Mult puțin. Mai aveți și restaurantul, mă. Vreți să o aplicați pe piscină? Asta acolo e altceva? Asta e vina romami. Aia altă e vopsea în ulei. În ulei, da, în, nu, nu, ba da. La un moment dat, noi luasem tot. Și terminasem mai repede. Nu? Punct, ochii, punct, lovit, țac, pac, foarte buni, bravo. Nu vă supărați, va chema cineva acolo urgent, duceți, veniți repede, veniți. Știți cum e, o problemă mare, deci tot înainte și du-te. Luasem tot, înțelegi? Deci nu mai avea rost să, ce să mai, îi așteptam pe ei. Ai venit la relaxare, ai venit la relaxare, pardon, ai venit la relaxare, da? A aruncat cu șezlongul de mi-a venit ăla peste mine și a, cred că a distrus și șezlongul, cred că l-a plătit și pe ăla, chiar dacă l-a luat, știi? La relaxare, da? Relaxare trebuie aici, nu? După aia mi-am luat o cască de aia de protecție. Și așa am umblat în tot Dedeman, eu cu casca de protecție până am plecat. Să vin acum. Neamărin, te aștept. Păi nu ți-ai luat cască? Te așteptam, Neamărin. Ți-ai luat cască? Da.
Și exact când tăiasem totul de pe listă și camionul bătea spre a fi plin ochi, lui Neamărin i-a făcut cu ochiul muza inspirației, care dă totul peste cap. Pe vremea când eram eu tânăr, cam așa purtau majoritatea bărbaților părul lung. Și eu am avut o perioadă păr așa, plete. Eu sunt fan hard rock. E muzică care nu poate să cânte oricine. Am ieșit cu el de câteva ori pe aici prin Costinești, chiar dacă pe mine mă cunoaște lumea, dar după el, când stai lângă un om ca ăsta, automat ochiul îți fuge. Fiecare săptămână din vară aveam 4 camere sau 3 camere de pictori, se schimba la săptămână, sculptori, cinematografie, artă teatrală, literatură. La fiecare sfârșit de săptămână se făcea vernisaje. Cei care erau cu muzică și cu rock și nu știu ce, dădeau concerte mici. Aici pe o terasă, la mine, uite cum e terasă asta aici. Mi-a venit o idee. A zis, mă, ce ar fi dacă eu aș face tot ce e posibil ca pensiunea lui și mai ales terasa lui să arate în stil rock. Și m-am gândit că vreau să-i fac o surpriză foarte frumoasă lui Florin, pentru că știu că pasiunea lui este rock-ul și el este omul tipic a acelei perioade. Și am zis, hai să-i fac această surpriză. Cred că soțului meu i-ar plăcea să fie pensiunea pe accente rock ca pe vremea tinereții lui. Dar numai că echipa cu care lucrez eu acum și făcuse toate cumpărăturile în Dedeman, atunci mi-a venit ideea și a trebuit să-i păcălesc. El își dorește să fie toată treaba acolo rock. În clipa aceea au înnebunit toți. Deci pensiunea să o facem rock. Cum adică? În niciun caz ce visați voi. Am luat foc. În clipa vreau să-mi crească vorbesc acolo, nu-mi crește. După 4 ore de alergat pe acolo, de certat cu nebunul, de căuta materiale. Băi, o facem rock? Omul asta își dorește. Rock grecesc, îi spunem deci, și numește rock grecesc. Adică noi suntem proști. El vrea rock. Nu, doamne, nu sunt de acord. Punct. Dar și ce treabă avem noi cu ce vrea el? Adică, scuză-mă, noi... În primul rând că îi curățim această pensiune care mai este atât de insalubră. Da. Excuse me. Ce rocker să vină acolo? Să vină doi rocker să bea o bere. Ce-ai, bă? Atunci m-am enervat. Băiene, e cineva care își bate joc de noi? Păcăleala lui Neamărin, cum că Florin a dat comanda, nu bate la ochi. Ce înseamnă asta? Alte cumpărături. Alt gen, altă distracție. Deci, continuăm sau nu? Vă propun așa. Să mâncăm. Am văzut că hai să mergem să mâncăm. Stai, domnule, să trec, că vorbeam aici. Ce? Aveți răbdare. Ce? Am văzut că în Cosminești, unde stăm noi la Cosminești, așa. Există și alte pensiuni. Există încă vreo 450 de pensiuni. Exact. Ne luăm bagajuțele și ne mutăm. Exact. Alții s-ar bucura mai mult. I-am lăsat. Și la un moment dat chiar am dat cu pumnul masă, le-am spus, băi, știți care e treaba? Eu sunt berbec. Dacă m-am băgat în acest proiect cu pensiuni și dacă eu mi-am propus să-i fac asta, o fac eu singur. Să o facem. Singur. O fac eu. Gata, o fac eu atunci. Gata. Mulțumesc. Stai, nu vorbesc serios. M-am angajat în ceva. Stai, vorbim, te-ai cerut votul. Nu, dar am zis așa. M-am ridicat și Cosmin zice, nu, Neamărin, stai puțin. Hai să ne gândim. Hai, o facem, hai să începem. Și de aici au început să refacă lista de cumpărături. Să-i luăm niște capete. Și trebuie regândit tot. Exact. Niște nebunii, niște de motociclete. Tot. Trebuie să ne gândim. Când intru poate o parte să facem undeva, să stea pe jos cu prenuțe. Tot ce am cumpărat noi. De la tablouri, la covoare, la lampadare, la corpuri de iluminat în general. Tot nu mai avea nicio legătură cu ce am făcut noi. Simțindu-se nevoia de un sprijin, ne-am gândit la cineva gata oricând să ne scoată din impas. De, nici Neamărin nu le poate ști pe toate. Da, dar ne-am gândit atât de multe. Mm? Dar asta nu e rock, mă. Ba da, se potrivește. Se potrivește, nu, merge, dar... Se potrivește foarte bine. În camere. A, în camere, un aici de restaurant. În camere, nu, păi, hai să facem totul, nu așa. A început din nou nebunia, la naibii de viață. Alea. Astea sunt exact rock, să mori. Exact. Și perdelele de la cameră. Hai să punem și până la lounge, până ceva, nu știu. Până la urmă le-am luat, cred că am stat o zi întreagă am stat în DNA. Eu își pun o singură culoare, care o vreți din asta două. Păi are și draperiile alea roșu-negru, îți amintești? Și de-aia ar fi frumos așa să combine. Aia neagră, nu? Da. Aia neagră mai bine. Roșie. Nu, aia neagră, mă. Am stat cum n-am stat în viața mea într-un magazin și nu cred că mai intru într-un magazin să stau atât. Păi zici. Lunea Marind asta, așa, cu lumânarea, așa frumos. Pune... Dacă m-am conformat, am făcut-o din respect pentru Neamărin și pentru... dorința lui de a ajuta
și capacitatea lui de a risca până la urmă. Să spălăm terasa. Uite-l aici. Un aparat de spălat. Noi să spălăm? Da. Păi, de-abia aștept. Și eu la fel. Nu? Ăsta. Deci eu, asta arată pistol, așa că mă ocup eu. Te rog. Ăsta-l vreau. Gata, da? Da. Ăsta ce? Ăsta e altceva, nu? Și pentru că arată pistol, tu o să asta tunde iarba, deci ăsta e cu pistolul. Curățat, păi da, curățat așa, pe jos. Da. Deci mă ajut să-l iau? Sigur că da. Am o câtă forță ai că-mi vine să te ajut acum din nou să... Dulce, n-am stat în viața mea 7 ore, în niciun magazin, nici măcar de rochițe, gentuțe, pantofi, nimic. M-am enervat. Nu? 7 ore? Pa! Pa! Ah, am ajuns acasă. Da, ține-te bine că am ajuns. Da! Ce ai mai obosit? Stai, domnule, ai obosit? Da, mine, da. Băi, nene, da, eu care vorbesc frumos cu tine tot în mine, dai! După ce ne-am întors de la Dedeman, am considerat că e bine să facem un pic de promovare la pensiune. Și văzând că Florin face tot felul de băuturi în casă, am zis, mă, cu ce pot eu să promovez decât cu băuturile care le face el, dar și mâncasem cu o seară înainte din murăturile lui. Atât? Și restul se ocupă Neamărin. Dar vreau atâta, eu asta vreau acum. Da? Gata. Vreți? Da. Dar ce v-a căzut fața așa când v-am întrebat că... Nu, o să aduc lume aici, facem petrecere. Mă simt bine, nu, e, doamne, ferește. Vă deranjează? Pe mine? Aduce, numai hipsteri aducem aici. Stai că zicem, hipster, maneliști, stai așa, bre, că te-a... Nu, fără mai! Da, bre, că ți-aduc! Hipster, asablu de dasuri populare, facem oameni aici. Aia e altă treabă, tu. Dar fără manele. Glumesc, ai nebunit, bre! Și a zis, băi, Florine, fără pe de un platou din ăla cu murături, vrei să mănânci acum? Nu, dă-mi-le mie. Ei trimit pe ăștia să promovezi. Bă, Neamărin, o să râde lumea de noi. Ce să râdă, mă, că eu îți fac promovare pentru pensiune bio. O să vezi tu când o să vadă lumea murăturile astea și o să guste, o să vină. Ușor. Place cum ți le-a făcut? Auzi, eu zic să nu întrecăm nicăieri să mâncăm. Da. Și zic, dăm și niște vișinată, dăm și afinată sau ce-ai tu băuturi? Lichior de? Trandafir. Ah, trandafir, mă. Da. Asta e bun. Gata. Dă-ne, așa și mai dă încă una. Avem păhărele, avem. Și mai dă-ne una. Și încă una? Altceva e aia, altceva, nu? Să fie, da? Asta e căpșuri. Și mai okay. Bună. Bravo. Noi ne-am dus cu murături în satul de vacanță să promovăm pensiunea, pentru că domnul Florin are extrem de multe lucruri pe care le face el cu mânuța lui. Ceaiul, de exemplu, dimineața, îl face cu mentă și cu busuioc, cules din grădină atunci. Eu am văzut. O murătură? Da, voi. Și pentru șofer, da. Bună seara, vreți doamnă. Vreți să gustați ceva foarte bun? Vă invităm vineri seara la petrecere. Poftiți pe la noi. La pensiunea Cleopatra. Mai în față. Știți că dreapta, vă rog, un lichior de căpșuni extraordinar. Uitați-vă, dau pahar, un pahar în pahar. În viața mea, frățică, deci... Mi s-a părut. Noroc că eram în gașcă, că eram... Și totuși am făcut-o bine. Bună! Ce faceți? Stați aici! Stai, bă, stai, că Ozana s-a scos. Mamă, deci avem o frică în mine și o rușine și o jenă de nu vrei să știi. Nu se pupă odată. Ai, drată! Nu e singurul. Da, a fost bine, mi-a prins bine chestia asta, să știi că mi-am reglat curajul. Nu că aș fi eu vreo timidă, să ne înțelegem. Potolește-le pe alea, două, s-au jucat prea mult împreună. Și a început Ozana. Bună! Pac, cum a văzut. Bună, uite la băieți aici! Da, foarte bine! Păi nu e bine, nebunule! Păstoleză! Aici nu e nimic! Lasă-mă mergem în astăzi pe faleză, dai dracu de gură! Păi da, la tineretului, la discoteca trebuie să mă duci! Te duc! Când? Mâine seara! Hai! Hai că am început să prind curaj! Mi-e era jenă la început să fac chestia asta. Cum dracu să mă duc eu să servez lumea pe stradă? Dar e chestia ok! Mamă, deci îmi curgeau textele, ziceai că sunt cel puțin secretar... Paliceul cu propaganda. Vă invităm vineri seara. Ia invitați-mă. Vă rog frumos, poftiți pe la noi vineri seara. Vă cred. Seleși. Domnul așteaptă. Stai, mă, că m-am putut cu niște costătieni. Lasă-mă, doamne. Stai, mă, că am niște costătieni de la șimleu mătoză. Păi, da, dă-i de la mitoșe. Ți-aducem pălincă. Oropeala soarelui de litoral are efecte binecunoscute.
gradele de afară se adună la cele dinăuntru, iar lichidele sunt cel mai bun motiv de izbucniri de temperament focos. După aia am ajuns în parcul de distracții, acolo s-a creat un mic haos, pentru că lumea era mai puțin interesată să ne ia nouă murăturile și lichiorul sau să ne audă ce povestim și vreau să facă poze cu noi. Sele și-a luat-o primul, normal că nu l-a recunoscut nimeni, au venit oamenii la mine, ăsta... Și că, normal că am făcut poze cu toată lumea. Păi da, mă, da, eu m-am dus că să promovez, nu fac poze. M-ai chemat să fac poze, că mă duc și fac poze o oră, fii atent. Ia uite, băi, au pus fața lui Neamarin aici, ești prost. Ia uite-l, e în mijloc acolo, vezi? Mă întorc, unde erau? Toți! La tirtifleașca aia, cum ești la aia? Tirtibombă, da, aia, tiribombă, la aia de să te dau peste gata. Este un leghișpir. Nu mă așteptam eu în viața mea ca Ozana Barabancea să se urce în drăcia asta, să se dea. Toată viața mea am fost fan parcul de distracții. Deci am țâțele prea mari, pot să crezi? Mă, mi-e frică, nu-i toșarule! Această roată în care noi ne-am dat era complet nouă pentru mine. Haideți, Mari! O să se spargă asta, aoleu, la maniera! Bă, simt ceva la spate, e păi, da, Ozana? Stai, nu mai bate când mă lovește! Băi, nu mă mai lovi! Era spațiu mic și am vocea foarte mare și mi-a fost mai greu așa să mă imobilizeze cu bara aia de protecție și zic, mamă, ce fac? Să scot corăbile din port? Înțelegi? Am întâmpit exact ghirra! Ce ne-am pus? Mie-mi place! Ce-ți place? Încă nu te-ai dat! Mane, a fost groaznic. Și Neamarin. Uite, băi, 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 vino, vino cu băi, uite, băi, hai, îi vezi? Eu nu văzusem înainte, când s-a dat cealaltă tură de oameni pe roata asta. Eu n-am văzut că roata la un moment dat se oprește sus și te ține cu capul în jos. Eu am crezut că e doar așa o chestie de asta care te duce roata, mai face un pic de două ori, așa și gata. Brutierul stau bine. Mie-mi place! Nu stau bine, dați-mă jos! Și la un moment dat aud așa un click, așa și... Mitoșorul se ținea și de bară. Eu mă țineam de asta, mi se încleștase mâna pe bară și nu mai puteam să o desfac, nici nu vreau oricum. Și am simțit cum îmi iese șoldul din scaunul ăla, pentru că, ok, sunt pernele alea care te țin aici, dar ideea este că dacă ești mai slăbuț, te cam ridici de fund. Acum vreau jos! Aș vrea să mă bărfesc un pic colegii. Ei erau viteji până când au făcut prima roată și au început să țipe și să urle ca din cușcă. O să mor, o să mor! Eram capul în jos și am crezut că nu putem să ne ținem, că o să cădem. A fost groaznic. Mi-a venit sângele în cap să o fac! Poșii râdea Neamarin de noi, era acolo în 4 la B, de râs și mână-mână cu oia, știi? Păi eram distruși. Mi-am pierdut cheia, mi-a căzut cheia din buzunar, n-am mai putut ce să intru în cameră. Deci a fost rău de tot. Poftiți la o murătură! Uite la Mitoșeru, uite-l pe Mitoșeru! Mai vrei, mă? Mai vrei o dată? Tare. Eu nu mă dau una seama, mi-e frică. Nu mai vreau în viața mea. Ușor, nu mă împingeți, ușor. Poftiți pe la noi, pe la pensiunea Cleopatra, vă așteptăm. Vineri seara, produse bio, petrecerea bio, pensiunea Cleopatra. Mulțumesc foarte bine, bună seara, salut. Nu mă băgați în seama, vorbesc ca prostul aici. Când au coborât de acolo, erau albi și amețiți. Alina s-a așezat și a zis, Marine, nu mai văd, nu mai pot, nu știu. Deci când m-a ținut cu capul invers, mi-a ieșit piciorul de acolo. Am zis, gata, acum mor. Ăsta urla lângă mine, că și aici mor. Voi ați vrut să vă ia drecul. Mai duceți-vă o dată, dacă vreți. Alzheimer. Mă tăiesc cocoșul ăla, că nu mai pot până să mor eu. Hai să mor în cocoșul. Faci după câinele, că ți-l primi aici. Două rânduri mici, două mari și două mici. Au venit aici.
cum ai tăia, mă, pateul ăla? Cu cuțitul. Dar de ce-l tai așa? Pe cum vrei să-l tai? Nu-mi spune că nu știi. A strigat cineva după mine? Da, moarte, ăsta... Ce să fie? Deci mai are nevoie cineva de ceva? Mai chiar n-aș vrea să-mi seară mie puțin țandăra. Haide, domne, lasă-mă, dracu, cum faci, mă, enervezi. Stai, mă, te... Păi hai, mă, dar mă, mă ia cu asta când, când e vorba de copii... După ce ne-am întors în pensiune, am considerat că e bine să fac o ședință, o întâlnire. Părerea mea este că v-ați extins prea mult. Da, este pentru ce puteți dumneavoastră să faceți. Da. Discuția a mers către înainte, încet, încet, și la un moment dat... Eu cred că dacă ați avea mai puține camere, asta e treaba noastră, dumneavoastră. Nu, e corect ce spui. Vă descurcați mai bine. Da. Puteți să le faceți, să faceți curățenie o dată la două zile în toate camerele. Automat condițiile de cazare vor crește, automat pretențiile, prețul, poți să-l crești, fără nicio problemă. Nu că Cosmin n-ar fi avut dreptate, a avut dreptate perfect, dar nu înțelegea un singur aspect. Pe mine mă încurcă banii, n-aveam bani, n-am bani. Din punctul meu de vedere, asta cu autoservice, cu pun bani acolo, nu, asta trebuie... este cea mai proastă invenție ever. Asta, auzi, el e atât de bun omul ăsta, uite-te la el. Știu, tocmai de-aia nu poți să-l mai schimbi. Înțelegeți ce spun, nu mă înțelegeți, doamnă, asta cu eu caietul... Eu înțeleg, dar el a... Eu nu înțeleg și nici voi înțelege, nu încercați să mă înțelegeți. Pierdem bani, maestre! Nu pierd niciun bani. Oamenii care vin aici, vin de ani de zile, sunt prietenii mei, cum să fac așa ceva? Nu e adevărat, la noi există respect, există încredere. Eu sunt și care chestia? Nu mai eu mai sunt în stare să merg și fără caiet pe încredere. Da! Da! Da, mă, bine, există încredere. Vorbește și cu ea de la bancă să te treacă pe caiet cu ratele. Nu poți fi atât de încăpățânat, că nu ziceam un lucru rău. Bune, dacă de când am venit... Păi hai să plecăm, și mă strângeți, strângeți bine. Hai să plecăm, că ne-a venit să ne simțim bine, lasă-mi. Bravo, domnule, a venit să vă ajutăm, domnule, să facem ceva. Păi vină, domnule, uite, mâine dimineață iau o mătură, dă pe aia și jos după aici. Bravo. Îți dau alee de trandafir care se culești tot ce e uscat. Bravo. Ce e iarba dintre ei, ce e pulele care sunt pătate. Este un om care vrea să facă multe și suferă pentru că nu poate să facă. Dă-le-n, doamne, iartă-mă, dă alei, dă nu știu ce trandafir. Hai să facem ce ai nevoie în casă. Unde stă omul? Uite, la restaurant, ce mănâncă? Unde acolo, în camere, unde doarme copilul ăla de 6 ani, 7 ani care vine? Lasă-mă cu trandafirii dumitale. Acum chiar n-aș vrea să-mi seară mie puțin țandăra. Dar nu-i de sărit țandăra. Stai puțin. Ia lasă-mă. Adică crezi că dacă repar tu mie un dulap, gata, ai făcut recondiționarea camerelor. Nu, domnul profesor, nu zic de un dulap, maestre. Cu un leu, cu doi lei, vin copii mai sărmani, nu vin de aia care au pretenții să stea în pusul pufilor. Băi, domnul Florin, mă enervez și plec în momentul ăsta. El mi-a zis că se adresează mai mult grupurilor de copii. Și am zis așa, un copil, oricare ar fi el, el este mult mai pretențios din punct de vedere igienic, sanitar, decât un adult. Eu ți-am spus că un copil este mai pretențios decât un adult. Miram, este bine cum nu-i nu, domnule! Copil, sistemul imunitar al unui copil e mai prost dezvoltat decât a dumitare. Ce vorbim? Ce nu înțelegi? Ba, eu înțeleg. Haide, domnule, lasă-mă, dracu, cum faci, că mă enervezi. Stai, mă, te hai, mă, dai, mă, mă ia cu asta când e vorba de copii. Soțul meu a interpretat greșit ceea ce a spus Cosmin, cu care eu sunt foarte de acord, în totalitate de acord, că trebuie făcut, trebuie schimbat. Eu ar vrea să faceți o reclamă, să nu mai vină nimeni, domnul. Nu se poate. Asta vrem, cu asta basta. Nu, stai, mai mă, că ne certăm aiurea, m-a certat aiurea. Noi am venit să vă ajutăm, de bun acum. Vă certăm aiurea, ascultați-mă un pic. El s-a enervat un pic, altă chestie. A recunoscut singur că, da, gata, sunt coleric, s-a ridicat și a plecat. Voi aveți copii, ceilalți n-au copii. Eu n-am și vreau. Voi sunt de aia, ascultați-mă un pic. Nu-i adevărat, copilul meu nu-i cu figurica. Nu mă enerva, nu te lega de mine așa. Că nu mă lega de copilul meu așa. Stai, mă, nu te enerva. Păi da, mă, enervezi. Du-te, mă, la el. Hai, mă, filmează-te. Stați-mă un pic, ce aveți, mă, bă, doamne? M-am ridicat la un moment dat și eu și m-am dus după el. Am încercat să-i explic că, până la urma urmei, nu ai cum să schimbi o mentalitate de om după jumătate de viață trăită în felul ăsta. Lasă-l în pace. El e mândru de pensiunea lui. Îi place așa cum ai văzut că e în camere. Lasă-l în pace. Nu stăm să-l convingem noi acum. Dacă e să o iei așa,
și e numai el cu nevasta să mor eu. Mai mult de atât nu cred că poate să fac fizic. Nu, dar nu poți să-l convingi tu acum, la vârsta asta. Băi, da, tu poți să-l convingi pe taică sau pe maică sau să... Despre ce vorbim? Da. A venit Alina și m-a potolit un pic așa. M-am dus și zic, îmi cer scuze, domnul Florin. S-a ziștit, nicio problemă. Domnul Florin, îmi cer scuze că m-a luat valul. N-am vrut să vă supăr. Am venit aici, din potrivă, să vă ajutăm. Exact. Eu așa s-a mai apucat. Am venit să vă ajutăm cu ce putem, ne spuneți, asta v-am cerut, ca asta vorbeam și acum, ce putem să facem noi pentru bravo, dumneavoastră. Bravo, s-a furat mireasa. Are botez și bitoșerul. Da, și o să facem. Și facem. De acord? Vă rog. Vă rog. Nu face probleme, domne, că eu... Vă rog. Că m-a luat valul. Ei, omul spune un lucru. Totul e la bani. Soțul meu este mai impulsiv, dar îi trece foarte repede. Dar cu intenții bune, dar are tot timpul intenții bune, poate din prea multe intenții bune greșește de cele mai multe ori. Și spunem bună dimineața, începe o nouă zi. E 6:02. Neața, colega. Vine, mă, trezește. Haide, trezește-te. Dinții ai apuși, înțelegi? Albiță, așa. Nu te poți uita la el în gură, la soare, da, dar la el în gură, ba. Unde este Adina? Cine? Adina? Adina? Cum îl cheamă? Și ea seara m-a întrebat cum îl cheamă mă pe ăsta, proprietarul, Florin. Florin. Alina Pușcaș, băi, băiete, ți-e rușine. Nu e nicio problemă. Zic, băi, o scăpare, că se întâmplă. Cum îl cheamă pe colega ta, mă? Nu știu. Nu știu cum îl cheamă. La revedere. Stai, băi. Alzheimer. Pentru că uită, ce să fac, eu îl înțeleg. E o vârstă. Da, care-i problema? Păi, nu te-ai mutat? Eram dincolo. Așa te-ai mutat aici. M-am mutat aici. Ce faci? Păi unde s-a mutat Alina? De unde s-a mutat Alina? Am văzut asta întâmplă, nu? De asta e ca să-l fac să... Ca să-l fac să... Hai, mă, du-te, dracu, de aici. Haideți că plecăm. Cum o cheamă? Hai că plecăm. Hai, repede, jos. Dar Mito. Mito? Marcel Mitoșeru, du-te. Marcel Mitoșeru. El cred că are Alzheimer de la șocurile din dansul popular. Pentru că dansul popular e mai zvâcânit, așa, mai sărit, să-l tăreți. Și el cântă cu piciorul, înțelegi, se scutură creierii. Neața, Marcele. Bă, tăiesc cocoșul ăla, că nu mai pot până să mor eu. Iete, Marcele. Și un cocoș aici, am nebunit, nu știu ce ăsta. Ce-i nu, Marcele? Și un cocoș aici nu mai pot, mă duc să-mi ciupulez. Să am și-o noroc de dimineață. Bă, deci m-a enervat, dar cea mai tare fază e că am unul lângă mine, un băiat de aici care stă, și zilul ăsta mă zic, bă, dar tu n-auzi cocoșul? Și zice, tu, eu sunt de la țară și eu s-a obișnuit cu cocoșul, dar de când ai țipat matale, am început să-l auzi și eu. Da. Mă scuzați, aici nu era colega mea, s-a mutat. Săracul Namarin s-a dus la altă cameră și l-a surat pe unul din somn, crezând că sunt eu. Și apare eu ca o floare, ca o boare. Ia uite, să rămână. Acolo erai tu, nu aici? Nu, n-a fost să ne Neață. Hai, mă aștept jos. Evident că m-a enervat că m-am trezit la 6 dimineața, nu? Bun, dezmeticiți, coborâți la masă să fiți lămuriți. Mai puțin Mitoșerul, absent de la chemarea omului cu voință de fier. Bă, dacă ăsta a dormit, ia-i până la Mitoșerul. Dacă doarme cumva. Alzheimer. Da. Vezi că mai sunt și alte persoane cazate acolo, da? Păi da, am nimerit la altul în loc să nimerez la alta. Nu m-am gândit niciodată să-i dau o poreclă, îți jur. Dar de acolo mi-a venit asta cu Alzheimer. Păi uiți de unde e, pe bune. Fii atent, să ferească Dumnezeu. Să se întâmple cum mi s-a întâmplat cu Fodor. Să mă blesteme, că să am fobie de mulțime și să mi se întâmple mie să fac Alzheimer. Ferească Dumnezeu, că eu, oriunde-i fi, vin și te omor. Nu, e... Când îl apucă, e terminat. Colegii tăi. Eu mănânc, eu nu mănânc. Nu e foame, e acum. Dar cafea? La muncă. Cafea nu vei? Cafea, muncesc. Eu muncesc. Eu am venit să muncesc. Hai, repede.
Deci cum? Deci cum? Când mai poți să dormi măcar o oră, măcar nici mai doresc să mă dea cocoșul? Auzi, mă, Mitoșeru? Da. Am o idee. Bagă. Hai să omorâm cocoșul. Păi ești nebun. Facem o supă pe el. Băi, ce mă enervează? La 4, țipa pe aici, cânta ca dementul, știi? Și acolo așa se s-a culcat. S-a culcat? Da, bă. Hai să cântăm noi, du-te. Da, bă, doar drag. Ăsta... Unde e? Păi de unde să știu, că dacă știam, îl omoram până acum. Pe ce parte ai geam? Pe partea aia alta, hai pe aici. Pe partea aia alta? Da, o luăm așa, pe spate. Doamnă! Ce doamnă, mă, unde-i cocoșul ăla? Da, și că poate el e. La vecin? Cum o cheamă pe vecină? Leonora. Leonora? Și așa o strictă anti Leonora? Da. Hai, bă, la Leonora. Am intrat la vecin, încet, tiptil, îl o cheamă. Și începeam când ajungeam lângă ea, vedeam. Cocorigo! Bă, dacă noi cântam jumătate de oră, îi cântam în continuu cocoșului. Ia zi, mă, îți place? Cocorigo! Zi, boss, îți place? Hai, mai vrei? Dacă n-am intrat în curte... Tu ești prietenul câinilor, hai. Tu cu Mihai Constantinescu, hai. Nu face... Băi, ce m-am speriat! Cu cine seamără? Cu neamărim, mă! Mic și al drag. Doamna Eleonora? Sărumâna. Sărumâna. Nu ne filmați. Am terminat discuția. Sărumâna, dar ce v-a supărat? Nu ne filmați. Doamna Eleonora nu e acolo. Aveam și o piatră la mine, dar nu am arătat-o pe cine. Cu planurile de vendetă de jucate, băieții părăsesc intențiile criminale și se mulțumesc la răzbunarea de peste gard. Ce s-a supărat? Uite-mă, nebunule, că ai geamuri către el. Doamne, ce dezastru. Uite-mă, de aici sau de... Uite aici. Eliberează pasul. E acolo? Da. Cocorigo! 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 Faci tu pe câinele. Nu-l văd, bă, fi la dracu de viață, dacă nu. Că ți-l prind aici. Două rândurici, două mari și două mici. Au venit aici. Huuu! Dracu să fii tu. Dormi, a? Și eu aș fi vrut să dorm la patru. Mă rog, cocoșul ăla a fost moartea. După ce m-a enervat cocoșul, eu m-am dus în bucătărie și am început să muncesc pentru copii. Erau sunt niște copii care sunt fotbaliști și sunt antrenați de niște pensionari. Băi, asta eu o mănânc, să nu mănânce cineva. Lăsați-o, o spălăm, asta e aia de gând acolo. De aia din grădină? Da, da, da. De aia e un pic ciudat neamărin, știi? Că mănâncă numai de-astea ciudățenii. O roșie stricată, un castravete mușcat de 3 ori. Deci eu nu mănânc micul dejun. Deoarece micul dejun, când mă trezesc eu, adică la 1 la prânz, nu se mănâncă. Nu prea mă pricep. Dacă băieții, firesc, au ales să rămână la cratiță, fetele au ales spațiile ceva mai deschise. Ne-am dus la fermă să luăm ouă, pentru că băieții rămăseseră la, aici la pensiune să gătească și aveau nevoie de ouă. Dar ce vreau să te întreb? Da, de obicei, nu e frumos să lucrezi și dumneata cu cot la cot cu noi? Oi, ai să vezi. Pe asta te ce-am făcut? Da, uite, vrea băiatul un cafea. Gata, se rezolvă. Cine? Uite aici, hai, repede. Ai un client la bar. O cafea? Da. Rușia lui Neamărin. Dar stai să fac o șmecherie, nu? Perfect, fără tine, Neamărine, am timp și pentru mine. Nu mai urla, ți-o dau după bloc. Vrebea așa să mănânci, Rușia. E așa de bună. Hai cules-o cu mânuțele tale. Poftiți, vă rog. Gata, 12 lei. 12 lei? Da. Păi șpagă. Șpagă. Șpagă 2 lei. Vii, dau imediat. Nu. Mi-i dați acum. Mergeți în cameră, vă luați banii, îmi dați banii și vă dau cafea. Așa le-am făcut la toți. În o oră jumătate am făcut 63 de lei. Cât nu face el într-o zi pe caiet. Ia, Iozana, pe tine cum te cheamă? Zici ceva? Hai, mai dați-mi, că m-am obișnuit, îmi place. Așa. Și cum îl pun? Zi și cum îl, că eu nu mănânc dimineața. Întreabă, Sele, și care față de pateu? Crezi tu că așa? Nu cred. Nu știu. Dar numai bine, lăsam și-și luau ei, nu. Ce faci, mă? Eram în trecere. Cum ai tăia, mă, pateul ăla? Cu cuțitul. Dar de ce-l tai așa? Pe cum vrei să-l tai? Te pricepi, ia vină-n coace. Dar ce, nu ți-a ieșit, nu ți iese, nu? Nu iese. Al dracu nu vrea. Nu-mi spune că nu știi. Nu-mi spune că nu știi. Zice,
Nu, sunt prost. Pe mine așa m-a crescut mama, eu n-am făcut nimic toată viața, eu n-am dat cu... Și îi place și așa rămâne. Dacă ar putea să se fofileze în fiecare moment... Bună dimineața! Bună dimineața! Deci m-am trezit înaintea voastră ca să... Domnul, pot să vă aranjez masa acolo? Dar vă rog să le puneți e frumos, da? Hai să vezi, hai să vezi. Hai să vezi cum le pregătesc eu. Hai că vin acum. Fie al dracu să fii cu asta ta cu tot. Salut, ați dormit bine? Bravo. Să pune și el bine. Hai că am pregătit lotul și masa pentru voi, imediat tot în regulă. Îl luăm și pe el? Îl băgăm de bandă, că e mai mărunțel. Ce post așa? Ar merge. Mijlocaș, dreapta sau stânga? Eu aș putea să fiu centru care se atacă. Pose și tare mi-e frică că îl băgăm fundaș. Nu știu de ce. Ceai aveți, doamnă? Păi nu, și de ce nu spuneți? Nu avem. Nici eu. Păi dar nu vă faceți meseria ca lumea, să știți. Da. Sunt singurul care își face treaba cum trebuie. Te rog. Vă rog frumos, dați-l afară. A strigat cineva după mine? Da, moarte. Ăsta... Ce să fie? Deci mai are nevoie cineva de ceva? Care dai, mă? Vino, vreau să-l vezi pe ăla cum stă la taclare. Te rog eu frumos. Am impresia că a luat-o cam în joacă, așa. Nu pot să părați, domnul. O omletă. Să facem mișto acolo, să râdem, să mă bat cu neamarin, să mă alerg. A, gata, mă facem. Hai că filmăm, pac, pac și gata, hai, după aia mergem, ne distrăm, hai. E așa. Mă scuzați că vă drag. Chiar dacă am grijă de toți copii, v-am adus noastră în mod special. Mulțumesc. Această roșie pe care dumneavoastră ați ales-o cu mânuța dumneavoastră. Asta e Eco, da. Una dintre ele. Hai să văd mers. Vă pup, Doamne ajută. Pa, pa. E cât de fraier, a pus piper, a pus de-astea ce că eu mănânc, știi? Că a băgat sare aici. Hai, lasă-mă. Da. Chiar așa a făcut-o special? Da. De ce, mă? Dar dracu, ce? Nu cred că e așa. Eu sunt mai turbat așa, adică facem niște lucruri, nu ne facem că. Foarte bună. Nu că a fost ok. Foarte. Dar nu fi rău. Bună. Nu fi rău. Nu fi mor rău, mă, ce lasă să mor eu. Frate, lasă. Că îmi fac o criză de nervi. Și m-a întrebat mama, te duci bă la școală? Și eu ziceam că da. Mie îmi place asta cu stropit, că după aceea mă tură altcineva. De ce, nu știi să mături? Poate când am început să cărăm. E clar că l-a fost foarte greu până atunci. Niciodată n-am crezut că cineva poate să mă ajute halul ăsta. Plâng ca bou, iertați-mă. Hai, hai. Pâine? Vine imediat. Mitoșero! Da, orice mai doriți. Du-te adu niște pâine. Mai vreți pâine? Sigur că da. Nicio problemă, pâine. Păi eu am făcut până acum. Eu chiar am muncit în dimineața aia, știi? Păi și a început să le și știi să fac Caterinca la mișto, să le bage așa, că, a, domnule, eu am muncit, Mitoșorul n-a făcut nimica. Sunteți bine? Da. Tot în regulă? Dacă tot ai venit, mă spune. Nu, vezi că Mitoșorul e mai harnic. Aici la bar a servit cineva? Da. Tu întreb. A servit, a servit. Tu. Păi numai eu lucrez, mă, în cațeș. Te rog, eu vorbește cu ăla, ăla vorbește apare și da, hai că mă duc eu la el. Tot bune. Să moare o neamarine. Nu muri, că am nevoie. Păi ori facem toți, ori stăm și ne uităm la stele. Săracul Cosmin, cred că suferea în momentul ăla de mania persecuție și tot spunea că Mitoșero trage chiulul și face show și nu-și face de treaba. Mitoșero! Intră! Intră. Da, este. Ai dreptate. Nici cu tine nu mi-e rușine, lasă. Adică, ia mai zi o dată. Fă ce vrei, mă. Faceți ce vreți. Așteptam să duci și farfuria asta. Să duci... A fost bună roșia? Da, foarte bună. A, că n-a făcut nimic. Am văzut, da. Dar de ce? Foarte bună. Dar nu că a fost ok. Foarte dar nu fi rău. Nu fi rău. Nu fi mor rău, mă, ce să mor eu. Foarte bună a fost. Dacă nu fac o criză de nervi. Câți bani am făcut în dimineața asta, domnul Florin? Până la ora asta, dumneata n-ai făcut într-o zi. Nu, într-o săptămână. Păi nu pe bune. Încep să te cred. Dar știi în care săptămână? N-aia când era închis. E bun, Mitoșero? Mănânc. Unii încă n-au înțeles de ce se află aici. Să ne explice cineva căreia îi place, pentru că a înțeles. Poftiți pe la noi este o emisiune extrem de solicitantă, este un fel de armată de scurtmetraj, pentru că a trebuit să spun da și lucrurile pe care nu l-aș fi dorit sau, bineînțeles, lucrurile la care nu m-aș fi așteptat în viața mea, cum să le fac. Ha! Deci asta n-au fost scuturate sau bătute de 5 ani. Și mă întreba mama, te duci bă la școală? Și eu ziceam că da. Vezi? Deci mi-e mare zilă.
Spune-mă, nu mai ai și o zană muncii, mă? Da, și bădă în gură că muncește toată lumea, numai tot ei. Neamărim, mă, pune să strâng scaunele după toată treaba asta, să le pun unul peste altul, să le pun. Bă, și al dracu, ce face? Mi-aruncă scaunele pe jos și uite-mi tot ce a făcut. Neamărine! Vino puțin! Vin imediat! Vino repede, acum! Dar de câte două, imediat vin! Dă-te, mă! Așa ai spus tu să pună scaunele? Dă-te, mă, de aici! Așa ai spus tu să pună scaunele? Așa să pun scaunele? Lasă că eu fac trap! Nu mai puțin! Și îl bat ăsta să mură, îl bat eu! Mai puțin! Domnul, câtă bătaie! Domnul, stai un pic! Deci, alea cine le-a pus? Vino și pune-le la loc să mură! Vino și pune-le la loc! Jură-te, cine le-a pus așa? Ce? Cine a pus ca unele păcate așa? Pune-le la loc! Pune-le la loc! Mâna pe jale de un pic! Doamne, bă, băiete, dar nu se face, bă! Stropește-mi un pic și dă-mi cu motorul un pic. Hai! Mie-mi place asta cu stropit, că după aceea mătură altcineva. Adică cine mătură? Păi nu știu. De ce, nu știi să mături? N-ai măturat în viața ta? Păi vreau să fie premier. Nu, am mai măturat aia, acum vreo 20 de ani am măturat. Ia și stropește bine peste tot. Nu-ți imagina chiar că nu am pus. Stropește bine peste tot. Doar că n-am grația unei... N-are nimic. Stropește. Unei femei cu experiență în stropește domeniu. Bine, stropește bine peste tot, așa? Așa, ușor, ușor, nu vreau să faci praf. Dacă stau fără să fac praf, mâine termin aici. Unde-i turbatul? Unde-i nebunul? Unde-i, mă, Bălăcean, că Alzheimer, unde e? Băi, Georgel, Ionel, cum te cheamă? Hai că e simpatic așa, că dacă îl luăm așa ca bărbat, arată bine la vârsta lui. Cât are? 72, 73, 84? Uite, mi-aș dori să arăt la 84 de ani cum arată, foarte drăguț. Ți-am cules o floare. Mulțumesc, ideal, dracu, mulțumesc, ideal, dracu. Și când ești drăguț, mă, nu merge cu... Să mă... Rozana? Ce? Ai ocolit niște porțiuni. Da, mă, da, ce zic, acum nu sunt perfectă, ce vrei acum? Eu mă mir că fac chestiile astea, știi? Da, eu plătesc bani grei de 30 de ani. Eu am crescut cu... menajer în casă. Pot să fiu ipocrită, să spun, vai, sunt vreo hărnicuță, sunt vreo gospodină. Păi, pe bune, eu mă admir pentru că pot să fac chestiile astea și nu-ți imaginezi că o să-mi fac un obicei din asta. Apropo de obiceiuri noi, greu de păstrat, trageți aer în piept că vin altele care trebuie păstrate, amplasate și frumos aranjate. În sfârșit a venit și mașina de la Dedeman. Noi nu i-am spus niciodată că am luat ceva și că vor veni niște lucruri. Nu i-am spus, am vrut să-i facem surpriză. Și în momentul în care a sosit mașina, s-a cam schimbat tot. Ei, uite, tot ce vedeți aici e din partea noastră pentru voi. Vă mulțumim. O să vedeți acum tot ce e aici. N-am știut ce se va întâmpla. Deci nu mă așteptam să vină niște oameni care să, într-adevăr, cu suflet și care să vrea să ne ajute. Toată lumea ajută la descărcat. Hai, băi, și voi și cu ei. Lăsați pe băieți că unde e greu. Astea sunt grele. Așa, fetele, da, uite aici. Astea, fetele știți de unde sunt, da? Da, da. Le știți. De la cameră. Alea de la cameră. Stai, ușor, ușor. Și în momentul când am început să cărăm, am văzut un om de o vârstă, plângând. În primul rând îl avem pentru că noi ne așteptam la fel. Știți că noi am, tot ce am făcut, am făcut prin forțe proprii. N-am primit ajutor de nicăieri, așa că nici nu mă așteptam la o astfel de... un ajutor așa de substanțial și chiar la... într-un moment când aveam nevoie. Nu se așteptau și doamna a venit la mine și mi-a mulțumit. Fuck! Băi, asta s-o șterge. Am retrăit clipele de după inundație, când veneau cu pateuri, pâine, deci și atunci era o bucurie, dar acum când am văzut că noi suntem sănătoși, suntem bine și totuși există oameni care vor să ne ajute să o ducem mai bine, să suportăm mai ușor povara, că practic noi muncim vara și să plătim datoriile care le avem. Eu toată viața mea am dat. Și primul rog când m-a dat luat? Niciodată n-am primit. Doamne ăștia. Nu m-am așteptat. Foarte greu ne-am revenit după inundație. Când am rămas cu nimic în casă, nimic în curte, a trebuit să refacem tot. Să remobilăm, reamenajăm curtea. Și în momentul ăla mi-am dat seama că nu m-a interesat nimic. Nici nu mai mă gândeam, că nu știu să fac ceva, că nu știu să... Mi-am dat seama că noi l-am făcut pe omul ăla chiar să fie fericit. Atâta cât e, atâta cât se întâmplă minunea asta pentru el.
După inundație, dacă ar fi venit așa ceva, cred că ziceam că... Băi nu, credeam că a coborât Dumnezeu pe pământ. Și acum tot așa credem. Da, da, fiindcă... Dom'le, eu am dat în viața mea, că poate nu vă credeți voi. M-am lăsat de multe ori eu fără pâine, fără să le aduc copiilor mei ceva. Și am dat, am dat. N-am primit niciodată. N-aș fi vrut să fim în locul lor. E clar că le-a fost foarte greu până atunci. Și cred că le-am dat mai mult decât o speranță. Neamărin chiar ne-a dat o speranță și încrederea că există oameni care vor să ajute necondiționat. Erau ca doi copii mici care au primit niște jucării foarte costisitoare și niște jucării pe care și le doreau, de fapt, și le doreau, dar nici nu le puteau visa. Nu îndrăzneau să le viseze. Ne-ați făcut o mare bucurie și simt că... că ați făcut-o cu drag ca să ne ajutați. Deci, Cosmine, niciodată n-am crezut că cineva poate să mă ajute în halul ăsta. Stați, domnule, că n-am început nimic. Nu, e un ajutor fantastic. Nici după inundațiile mari care se le vezi. Șeful, a venit șeful. Șeful, te-am adus și pe Ia Maria. Să vezi ce să fie. Da. Lasă că să vezi, să vezi cum o să fie. Domnul. Vă spălați pe mâniță și veniți acolo la mine. Nu mai fi supărat, da. Hai că e bine. Nu s-a supărat. Vă spălați pe mâniță. Stai că mă ia și pe mine. Hai că o să fie Suntem bine. Suntem blocați. Nu știu ca bou. Plâng ca bou. Iertați-vă. Eu nu știu să fac nimic. Nu știu să fac nimic pentru că v-am zis. Nu am avut unde să învăț. Dar o să încerc să fac absolut orice pentru oamenii ăștia, pentru amândoi. Sunt niște oameni simpli. Sunt genul de oameni generoși. De asta și au lăsat open barul ăla, dar nu au putere. Nu au puterea necesară să țină un astfel de proiect, o astfel de afacere. Unde e Mitoșeru? Mitoșeru! Mitoșeru! Plânge. Unde-i dispăruși, măi? Sunt un bărbat foarte puternic, am plâns ca bou. E, hai. Da, sunt penibil, știu. Nu ești penibil, ești om. Domnul Maricel! Alzheimer! Mitoșeru! Alzheimer! Aici, m-ai trimis aici! Alo, e aici, bă, Alzheimer! Mai tare m-ai trimis aici! Hai de bunule aici, da, că n-ai stric eu! Sacoșa aia cu mai multe hârtii în ea, cu cirea, unde ai pus-o? Deci a aruncat-o neamurină în gunoi? Fii atent, pe cuvântul meu! Și tu ești de vină! Eu sunt de vină! Alzheimer, ce nu mai lasă? Domnul Marian, apropo de Alzheimerul care încurcă numele Cosmin, se spune neamărin. Să nu uităm, să nu ne derutăm! Da, bravo! Cosmin și Alina, da. Mergeți în Saturn. Poftim? Cum adică plecăm în Saturn? Ce se face în Saturn? Faceți rost de stuf. La revedere. Dar nu în Saturn! Lasă-mă că e bine, că sunt oameni bătrâni, te înțelegi cu ei. Vorbiți la fel, aveți aceeași vârstă. Pa! La revedere! Pa! La revedere! Găsesc? Găsești! Maestre! Saturn nu mai zice direct lumea la Mangalia. Hai, domnule, vama veche, lasă-mă să mă cânt, vama. Ce am zis eu, aia faci. Și acum ce să vede? Te pui cu nebun? Cu, pardon, neamărin? Duceți-vă, mă! Lăsați-vă în pace. E asistentă. Voi doi... Neamărin! Aveți ce mașină? Ce vreau să vă... Voi doi mergeți la pensiunea cea unului, în vamă, faceți rost de plită, de prăjit peștere. De seară facem pește prăjit. Iubesc mâncația. Ești maxim! Ești maxim! Bravo! Seleș, am uitat să zic, noi mergem la vamă! Iertați-ne, stai! Noi către vamă! Ocupați-mă, ocupați! Faceți loc că mergem la vamă! Ocupați, suntem ocupați, Valea! Eu ăștia au nemuiți de asta. Ce pot o să roade a? Dați-mă! Băi, ai dat-o la Lina, ai dat-o în mine, băi, băi! Lasă-mă! Nu, lasă-mă, că-mi dus eu! Nebun! Ia, stai! Gata, nu mai da! Bine! Bine! Băi, termin! Hai, plecați odată! A, da. Olica! Hai! Unde e mașina, mă? Mamă, nu cred. Uită-l pe ăla. Unde ești, mașina? Mă,
m-am ofișcat așa de tare. Ar trebui să-i dau un curs domnului Marian de umor. Să renunțe la glumele astea ale lui fizice. Domnul Marian, uite, zic așa. Eu de față cu toată lumea aici, las asta jos. Da? Pace, iartă-mă, am vrut să râd puțin de dumneata, ca și... Da, uite-te, uite-te ce mi-ai făcut. Ia, ia, ia. Dau și eu cu geanta, fii. Chiar dacă sunt femeie, nu știu, fac eu ceva și tot iau și îl bat și eu. La Costinești s-a semnat o pace de moment. Hai în vamă după plita pentru pește. Oh, ce bine am venit. Ce tare. Deci nu cum să ne aștept cu cea unul? Nu cred. Bună ziua, bună ziua. Ce faceți? Să rămână. Așteptăm turiștii să vină. Da? Nu putem să împrumutăm și noi o plită de pește? Să ne vrem și noi să facem un pește. Ne-am mărit, ne-a zis așa, bă, vă duceți. N-am bani să vă dau, că nu e zgârșit, zgârșit. Și a fost și răcit când era mic. Și mi-a zis, du-te și fă ce roagă-i pe băieți să ne ajute și pe noi. Poplit așa? Ticari de aia, tip grătar? Da, hai! Da, bravo! Altă misiune începe. Stuf s-a zis, hai după Stuf. Domnul Marian! Da, domnul. Cosmin sunt. Da, domnul. Unde suntem noi? În S... La Banamuc. Unde, în ce stațiune mergem noi? Eu cu... La Banamuc. Eu cu Alina. Cu Alina merg. La Socola. La Socola, acolo dumneavoastră ați primit permisie de acolo. Deci unde mergem noi acum? La S-A-T, repetați, S-A-T-O-R-N. Socola. Am fugit de la Socola și nu l-am mai primit. La Bălăncianca a bătut niște doctori și nici acolo nu l-am mai primit. Și acum l-ați primit voi. Foarte bine, să vă spălați cu el pe cap. Dumneata, locuiești în Costinești. Măi, nu, omule, ascultă-mă că nu vreau să te pierd. Mă vine înapoi cine știe, te duce iei pâine și nu mai te găsește nici dracu acolo. Deci Costinești, scrie-ți un bilet. S-a închis, mă, nu vezi? Credeam că o să fie foarte simplu, luăm plita și plecăm acasă. Aiurea, faceți stai puțin, că n-aveți bani, trebuie să faceți ceva pentru asta. Și va trebui să faceți gulaș. Aaaa, vai, viața mea, zic pe salbat. Deci unul s-a apucat de teat ardei, unul de curățat ceapă, ne apucăm să... Deci ca la o ciorbiță, da? Da. Arbărunt, da? E bine că eu habar n-am să fac nimic, dar e bine, da. E... Hai, dă-i bătaie! Credeam că o să-mi tremure mâna și pe cuțit și uite, așa o să tai. Zicei că fac traseul pe Himalaya. Iată-ne în Saturn după Stuf, la o terasă, după cum ne-a zis Neamărin. Dar nici aici nu e pe ochi frumoși. Ne ajutați? Eu vă ajut, dar voi? Sămina? Eu? Noi? Păi trebuie să mă ajutați. Da, Alina e o nebună. Taci, mă. Ziceți, ce trebuie să facem? Să facem? Să facem curățenie pe plajă. Eram sigură. Ce înseamnă? Adică să ajutăm și băieții care lucrează pentru mine, nu? Deci, Alina se duce să facă, să-i ajute pe băieți și eu curăț plaja, da? Cum să nu? Nu, păi da, Alina e fată, cum? Păi da, zic. Nu. Bun, deci eu curăț plaja și Alina lasă. Nu, eu gata, doamne, eu m-am dus la plajă. Cât stuf îmi dați? Să văd și eu ce faci. Păi fac ce mi-a spus, mă duc să fac ce mi-a spus. Da? Păi și el ce face acolo? Cât de bine? Face bine, deci îi place. Știi cum curăță plaja? Scoică cu scoică, uite. N-am curățat fiecare mizerie mică o ia și vă face și castel cu scoici. Habar n-ai tu. Trebuie să ne certăm noi acum? Pentru că tu ai ales să te ceri cu mine. Eu n-am ales să mă cer cu tine. Cum te alint în gândul meu. Ai crezut chestia cu cafeaua? Ai crezut-o? Și cum mă mint, mă mint mereu. Care-i încrederea? După 3 ani de zile. Că mă iubești și tu. Deci luăm o jumătate de ceapă, da? Și ne uităm în cameră. Câte degete ai acum, ca să știm? Le-ai pe toate, nu acum? Așa. Și te îmbătem mai departe. Eu mă uit în cameră, dar durează la mine jumătate de oră să tai jumătate de ceapă. Eu recunosc că am tăiat ceapa și n-am plâns deloc. Și eram tare mândră că nu plânge ochiul meu minunat. Vrei să mă vezi plângând, hă? Am să-mi înghid lacrimile și n-am să-ți arăt o lacrimă! Nici o lacrimă, nici o lacrimă. Fă-te om, fă-te om, alungă-ți gândul. Mă spun la veceu și tot nu mă vezi plângând. Să greblez. Superb. Bădă! Neamarine, ești pe aici, pe undeva, mă! Mai bine ziceam că-s bolnavă, că nu mai pot. Nu știu ce, mai bine inviteam ceva. Mai venem.
să mai fac nimic. Să adun țigările altora. Neamărire! Neamărire! Într-un fel sau altul mă bucur că deja suntem în a treia zi și e pentru prima oară când văd marea și nisipul. Chiar dacă eu adun chiștoace din nisip, dar măcar pentru asta sunt mulțumită. Bă, bă, îți trebuie contra aici, bă, să vă învăț, eu să vă învăț. Eu să vă învăț arzosoful focul, bă, pălărie. Eu luați-i pe zonă. Păi mai auzi, da. De mâine te aștept aici și... Eu mă duc să-mi fac treaba mea. Eu lucrând la operă și având în butaforie tot felul de mere, pere, fragi, surori și alte flore și faune, m-am prins din secunda 2 că nu erau reale. Știi de ce? Pentru că eu nu prea am sân. Da. De asta. Îmi pun ca să am și eu mai... Da, și eu am foarte mult păr. Deci fiți atent aici, au făcut mișto de mine, știau că sunt o foarte bună gospodină. Clienții, și n-avem ce să le dăm de mâncare. Aoleu! Dar grăbiți mai sunteți! Patronul, care e foarte tânăr și foarte simpatic, Bogdan, îl simțeam un gen neamărin mai tânăr. Deci întâi tai coada ardeiului lui. Asta e coada? Aia e coada. Gata. Îl curăți în interior? Băi, în interior. A, în interior, bine, am înțeles. Hai să zic cum fac eu de mâncare. Am un număr de la Pizza Delivery. N-am făcut în viața mea nimic de mâncare. În apă! Ui! O aude nea, Marin? Foarte bine, mă, să fie sănătoasă. Dar nu mai dau 50% dacă nu muncești. Păi de ce nu muncești? Unde e? Ceapa ta, pușcaș. Vine Seleși. Vine Seleși. Ai terminat, mă? Da. Totul în regulă? Da. Și ai vorbit, nu ți-a mai dat nimic de făcut? Nu. Dacă îmi zice doamna de acolo că n-ai făcut ce trebuie, așa. Mă supăr. Foarte tare mă supăr. Păi și pe Mitoșerul te-ai supărat. Și nu. Pe Neamărin. Păi mă supăr pentru că nu suntem o echipă. Aoleo, mamă, din ce discurs ai luat asta? Păi nu e Valina, eu muncesc ca prostul și restul frecăm. Aoleo, trebuie să fie cineva sacrifice, trebuie să fie eroul. Și nu mi se părea normal să vină Stele și să-mi reproșeze nu știu ce Dumnezeu. Treaba lui dacă a făcut 5, 10, nu știu câte umbrele. El trebuia să facă treaba care i s-a spus. Eu atât am considerat că trebuia să fac pentru un stuf, că până la urmă e ieftin stuful. Nu mă, că eu sunt prost. Eu am zis că asta... ai probleme de... Alina! A? Stai liniștită, e ok? Oi, nicio problemă, începem noi, te cunosc. Așa fac și eu cu tine, stai să vezi. Așa faci ce, mă? Așa, atitudinea de asta, de la etaj. Hai, că păi ești agitat. Păi ai venit tu să mă cer, ai venit să mă cer, să-mi păi spui ce? Păi te-am certat pentru că toată lumea mi-a zis că n-ai făcut nimic. Așa și? Și că eu muncesc ca prostul acolo, și păi hai să facem împreună. Serios, ai niște probleme cu asta, ok, Mitoșerul nu face nimic. Dar facem împreună, măcar noi doi să facem împreună. Păi aia mi-a zis doamna că n-ai făcut nimic. Așa și, ai muncit tu cu două chestii în plus. Am ajuns să ne certăm îngrozitor, că el s-a înverzit la față, că știu că e coleric când îi se pune pata pe ceva. Fă dracu, echipă cu Mitoșerul atunci. Nu fac sau echipă. Cu Jana, nu fac Ozana. Echipă cu nimeni, fac echipă cu cine am încredere. Da, e, dacă n-ai încredere, du-te și fă echipă cu cine ai încredere. Ui mei, am venit și te-am întrebat și mi-ai zis: "Hai că crezi ca prostul, așa. Fraiere." Bine. Păi da. Hai, fă de show. Luați toate camerele să fie pe el, că asta vrea. Să mai destindem un pic atmosfera de la Saturn cu un pic de gulaș muzical de vamă. Habar n-ai tu cum te alind în gândul meu și cum mă mint, mă mint mereu că mă iubești și tu. Păi nu mi-a arătat mie. Nu e colega ta? Păi colega mea, dacă ea a zis că și-a făcut treaba, ce vrei să fac? Cum mi-a zis că e tot o regulă? E tot în regulă, păi nu vezi câtă bucata de plajă e? Du-te zi să facă dacă nu e. Eu ce vrei să mai fac? Vine să te arăt ce-am păi făcut. Și ce vrei să fac eu? Păi nu știu, să facem împreună, nu știu. Am Alina, că știi că n-ai făcut nimic. Hai, vino, bă, că mă ceartă pe mine, băi. Să te certe. Că m-a schimbat asta de aici până aici a făcut. Păi și cine a trimis-o acolo? Din umbrelele alea până la asta. Așa. Și ce vrei să fac eu acum? Nu știu, vorbește cu el, pentru că vreți paloții, eu vi dau, dar muncim. Păi, Alina, stai. Hai să rezolvăm chestia păi, asta, Alina, să mergem nimic, mai departe. Nu rezolvăm nimic. Să mergem la chitări. Nu rezolvăm nimic, așa. Ce să rezolvăm? N-avem ce să rezolvăm nimic. Ba, nu rezolvăm nimic. Trebuie să ne certăm noi acum? Pentru că tu ai ales să te ceri cu mine. Eu n-am ales să mă cer cu tine, pușcaș. Tu mi-ai zis că am avut încredere în tine, da? Păi da. Unde
încredere în mine. Păi am venit acolo după tine și te-am întrebat. Te-am certat când am ajuns eu acolo, te-am certat. Da. Am zis, da. Ai terminat acolo? Ai crezut chestia cu cafea? Ai crezut-o? Te-am întrebat. Ai mușcat-o? Băi, care e încrederea? Nu despre asta. După 3 ani de zile. Ca să-mi scoți tu mie ochii, cu te cunosc de undeva. Nu, bă. M-a terminat. Deci când a început să plângă, m-a terminat. Zic, caule, ce-am? Băi! S-a oprit, n-ai putut să mai muncească. Sper că și Sele și Alina să se descurce cum ne-am descurcat noi, că sper vorba că, aia... da, să simt și ei foarte bine, mai ales că ei au vrut la Vama Veche, unde am venit noi. Ce să zic? Doamne ajută, nu? Să spui dacă vine. Eu am început să plâng intenționat. Vezi, dacă ești nejucat, îmi pui mie, îți vine să tot faci de-astea. Până la urmă a venit Alina și mi-a zis că mi-a făcut o farsă, că a plâns aia, că a jucat-o. Doamne, ce mai speria. Păi ai plâns nebună. Păi și hai, să ne jucată, mă. Mamă, m-am terminat. Știu că te-am văzut. Plecam acasă. Verzit. Bă, neamărine, bă. Pe bune, trebuie să mai stăm vreo 2 ore să ne chinuim aici, iartă-ne. Da. Îmi pare rău, Matale ne-ai trimis să muncim. Ce să facem? Ne chinuim, neamărine, dar am o rugăminte. Ne-ai promis că ne ajungi și Matale, așa că dacă nu suntem, muncește singur acolo vreo 7-8 ore. Venim și noi. Și-ți promit că o să spun că ai făcut bine tot. E, neamărin, ne-am întors. Să trăiți. Am fost productiv. Să trăiți, dar ce lucru v-ați tras. Da. Ați muncit-o, v-ați rupt în două. Datorită dumneavoastră, domnule, stimate coleg. Așa. Care m-ați sudat cu apă rece. Nu fac nimic. Și deja am răcit. Deja am temperatură. Nu-i nimic, îți mulțumesc. Hai, mă, serios. Mi-e frică. Jur. Pe bune? Da, am. Da, m-ai dat. Hai, serios? Îmi pare rău. Ne-am oprit pe drum să-i facem un cadou domnului Marian. Am considerat că așa e frumos. Una din partea echipei. Da. Și una din partea lui Cosmin Seleși, care și a ta. Și a mea, da. Deci am care? Știi cum se numește, nu? Da, păi pentru dumneavoastră am zis că dacă e la noapte, măcar să vă urzicați un pic. Da, bun, atunci. În cea țigănci. Da. Și acum vreți ca să vorbești cu ele sau ce să fac ele? Da, ce? Nu, când de bun e. Amândoi! Nu ai văzut asta? E foarte bun, da, ați făcut o mâncare foarte bună. Încet! Hai, du-le că... Mai dă. Nu lua mult așa. Da, mă, să dureze 5 ore. Nu mai imaginam nicio secundă că o să fie atât de greu. Nu la modul că să nu te ajute cineva să descarci o dubă de trestie și eu să mă sui și să descarc tot. Eu am crezut că, hai, descărcăm 3-4, filmăm câteva cadre și după aia ne ajută cineva să facem și chestia asta. E bine, nu. Stai, nu așa că le rupi. Ba nu, știu. Uite așa, ușor. Ia mă câte 1, 2 și... Hai, ferește. Normal să descarci o fată? N-a, ce ai zis, Puscaș? Adică dacă e normal să descarci o fată. Nu înțeleg ce zici, n-ai semnal, mută-te, că nu... Hai, iale! Ne simți? Mai, Seleș! Hai! Neamărine, Seleși, Alinuță, mamă! Alinuță! Nu suntem oameni răi. Vă aducem-o și ne dați și pentru ei. Eu știu că ați plecat-o greu astăzi. E omul bun, mă, ne dă. Stă la pachet. Cu cea unu între ei. Doamne, în sfârșit plecăm cu cea unu de ei, bravo. Bă, bun, dar și cu plita? Și cu plita. Că de asta am venit. Cu plita aș vrea să plec. Scopul și durata vizitei au fost foarte clare. Plita, neamărine, am alus plita. Da, și plec cu ea încinsă. Hai, fii de cu mișcă-te. Da, domnul profesor. Da? Domnul Marian, domnul chiar Marian. Așa? Hai. Eu vă respect pe dumneavoastră. Și eu pe dumneavoastră. Hai, Adina, hai mai repede. Alina, hai, stai mări. Pușca, Seleși! Seleși, stin! Stop! Am adus gule! Stop, mă, nebunilor, mă! Stop! Veniți, mă! Uite ce am muncit noi pentru voi, mă! Ce e acolo? Gulaș, Seleși! Este, bă! Gulaș! Bă, este, bă! Este, bă! O stradă să-ți aducă Dumnezeu sănătate! Ce e asta, da, mâncăm din seara, chiar credeți că nu vă iubim, mă? Da. Bine, mă, bravo, mă! Ozana, tu ai gătit-o? Da. Du-te, mă, bravo. Să mor eu. Bravo. Mă, nene, știi cum erau ăștia? Neamărin, prima oară în viața lui, mi-a zâmbit. M-a și pupat. Nu m-aș ders de 2 zile, știi cum sunt? Sunt disperat după gulaș. Și dacă e gulașul și bine făcut, este extraordinar. Îmi plouă un gulaș. Deci, din clipa asta, dacă nu muncim și nu facem, în noaptea asta, al dracu, dacă doarme cineva. Domnule, o să vedeți. Am zis. Bine, eu am spus. Ai văzut? N-am muncit până eu acum am fost prieten, dar n-am acum s-a astăzi, terminat, îți spun eu. O să vezi ce fac păi eu cu voi. Păi n-am muncit eu astăzi. Ba da, păi dar și spus, atunci... gata, cafele, gata, păi bucătărie. Gata, băi, gata!
S-a terminat! Dar ce rămân? A intrat dracu' el. Când i-am văzut pe ei că au două viteze încet și încetişor, am considerat că e bine să pun viteza a cincea. Ori faceți, ori dacă nu, dracu' v-a luat. Nu vă mișcați! Nu. O rup, Sele. Da, hai, mai repede, dă-te dracu, fă ceva. Că, așa, hai, hai, hop, hop, hai, hai, hop, hop, hop. Fă ceva, dă-te dracu, să ajungi ori faci ori. Mi-am dat niște palme, urma. Le aștepta, ai că sunt ok. Nu știu, n-ai observat că lumea când vorbește cu Nea Marin sunt așa? Salut, Cosmin! Salut, ce faci? Bine! Hei! Dacă nu curezi bine, nu o să prindă vopseaua. Dar lasă-mă mai bine să suși pe aia. Da, da, da. Mai cet și mai bine. Cade. Ai înțeles? Da. Asta, vreau. Asta vreau. Asta vreau. Asta vreau. Și eu, ia, și eu, ia, nu, ia, noi, ia, eu, ia, nu, eu nu vreau. Ia, eu nu, 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 nu. Uite ce culoare am aici. Uite ce culoare am aici. Ia, ia, ia. Ia, ia. Hai, cum e? Păi zi-mi ceva, nu știu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, să mă iei. 1, 2, 3, 1, 2, 3, să mă iei. Uite așa, sus picior, sus picior. Deci nu așteptam să fiu atât de mișto. Adică, cum, unde poți să găsești tu atâta calități la un loc? Și frumoasă. Da? Și sensuasă. Și gospodină. Deci nimeni nu vă grăbește. Nu vă grăbesc. Vreau calitate. Atât. Ia taci. S-a auzit ceva? Da. Ce? Calitate. Calitate. O muscă, nu? Calitate. Nu e, bă. Ce? Calitate. Băi, aud vocile lui nebunul ăla de la calitate. Socola. I-au dat drum. Calitate. Băi, Socola, da? Socola, da? Mamă, că mănâncă ăsta! Socola, da? Socola, da? Niciodată, dragi copii, să știți că noi glumim, râdem. Da. Să aveți grijă de... Asta, unde ți-a dat? Stai că vreau să văd dacă nu, te... Ve- hai, nu, hai, mă, stai să văd. Ah, nu, s-a roșit. S-a roșit. Mi-e frică că dacă mă așez jos, nu mai pot să mă ridic. Chiar mă doare spatele foarte tare, foarte tare. N-am voie să în viața mea. Și nici nu mai fac a doua oară. Am făcut-o pentru oamenii ăștia, mă rog. E o mare problemă, că din momentul ăsta o să fiu pus la treabă acasă. E o mare problemă. Mă rog, nu contează că mi-a reușit, că nu mi-a reușit, dar am început să învăț. Băi, Nea Marine, hoț ești, hoț. Nu sunt hoț, fii atent. Ești oltean hoț, să spui din ce cauză. De ce? Păi du-te mă și corete, că vine și să arăt o ție când dormi așa. Da? Aș vrea să dorm și eu măcar o oră la tine când stau în pensiunea asta, da? Nu dorm, că am venit aici să facem o treabă. Uite cum, desfaceți asta, hai că eu vă arăt cum trebuie să, ce vreau eu și cum vreau eu să ias. Ei, desfaceți doi, după aia, uite, puneți așa, unu, doi, iar în jas frumos, dați o legătură sus, una aici, una jos. Sau, doi aici, doi acolo. Hai, uh-huh. E aici. Eu cu cine? Eu cu el? Cu el, amândoi. Uite, aveți sârma aici. Țin eu că sunteți prieteni. Băi, Nea Marine, ești hoț? Nu sunt hoț. Eu trebuie să-ți fac treaba aici. Nu mai vreau. Gata, m-am plictisit. Am obosit. Văzând că totul merge perfect, că muncim, că toată lumea e fericită, că patronul e mulțumit, că și Nea Marine e ok, nu mai mi-a dat cu nuiaua, cu nimic, știi? Am zis eu cu Sere și sotolim un pic până la mare. Faceți meu, bai, ceva, nu știu. Hai, bă, dacă toată lumea e fericită. Ba, și-am plecat. Mamă, cine o luăm, dar nu contează. Măcar pentru ora asta de libertate. Voi, frățioare, oricum luam câte o scatolcă de aia. Așa e adevărat. Acum măcar are da, s-ar putea să ne pedepsească mai rău, da, mă rog. Ce să mai fac? Cam atât pentru moment de la malul mării, cu spumelei de sezon din Costinești. Mâine continuăm aventura de pe teritoriul agroturistic rock al domnului Florin. Vreau să mergem la pește. Cât e ceasul? 4 la pește. Eu n-am pește. Mergem mai la pește. Scopul meu în viață este să mă trezesc la ora 4 dimineața, altfel sunt tristă toată viața mea. Pala pescuit în larg, petrecut de senzații noi. Plânge, Ozana, ce faci? Ozana, plânge? Nu, m-a răbășit. Bala a făcut publicitate cu mijloace proprii. Un bărbat în toată regula. Vreau să apun poziția chimică a cărnii mele, am terminat 3 facultăți. Bala a discuții aprinse pe cunoștințe gastronomice. Te gătiți, știți să o gătiți? Evident, cu mult piper și multă sare sănătoasă, e de mare. E tensiune aici între tine și doamna? Cât de prost poți să fii să bați cu ciocanul ăla așa, în cuiul ăla de 12? Băi! Dă-te bă, jos, frate, dă-te cu asta, că nu mai pot. Iau foc cu mama, ei să-i... Dați-i niște pastile și căpus. Dă-i. În 48 de ore,
o oră jumate am dormit. Hai, mă, hai! Băi! Păi stai, mă, că dă-i că-mi bag p***aia acum! Bă-te, pitule, îmi bagă mâna pe furia! Bagă mea p***a! Horror! Deci îmi bag picioarele, stop! Nici eu nu mai pot să bag. Nu, nana, sorry, asta e viața. Sună bine? Deci, poftiți pe la noi! Nu mai plâng, nu mai plâng! Cred că le-am dat mai mult decât o speranță. În viața unui om se întâmplă multe minuni.